Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Îmi cer scuze de mica întârziere, dar era cât de aici să nu fac emisiunea de azi, pentru că prietenii noștri neomarxiști de la Facebook mi-au interzis să postez live-uri video exact cu o oră înainte de începerea emisiunii. Foarte interesant cum lucrează Facebook-ul, cum lucrează acești algoritmi, fără niciun motiv. Nu am mai postat de când a fost închis postul Primo Laurențiu și postul Laurențiu Primo au fost închise pentru 30 de zile și am primit liber să repostez. Am fost absolvit de toate marile fapte de grave pe care le-am produs. Am fost absolvit în urmă cu vreo 4-5 zile. De atunci nu am postat absolut nimic în afară de anunțul că fac emisiunea live astăzi. E bine, o oră înainte să pot să intru în live, mi-a fost luat acest drept. Eu nu mi-am dat seama decât acum când am vrut să încep live-ul. Norocul face să am acest cont de rezervă și să pot posta pe Meritocrația România, emisiune pe care puteți să o urmăriți. Sper să nu fie oprită, sper să nu fie ștearsă imediat ce se încheie, pentru că te poți aștepta la orice, la acești superdemocrați americanoizi, la acești mari luptători pentru libertate și democrație care nu se compar cu autocratul, dictatorul, ticălosul de Putin, nu? Ei sunt democrați, ei respectă libertatea cuvântului, libertatea la opinie și exprimare. Ei sunt minunați, democratoizii ăștia. Ei sunt super. Numai Putin e rău. Bine, uite că reușim să-i mai păcălim, reușim să-i mai fentăm, să sperăm că până la sfârșit. Mă gândeam să fac, și chiar ar fi bine să fac, emisiunea și pe Meritocrația Primo în același timp, și o să o fac, ca să se oftice, să nu poată să închidă, să nu poată să ne facă ei cum vor. Numai o clipă, vă rog să aveți un pic de răbdare. Așa, pornim live-ul și pe Meritocrația Primo. Dacă putem. Da, iată că putem. Nu se așteptau la așa ceva. Da, suntem live pe două pagini de Facebook simultan. Va fi mai greu să ne oprească în seara aceasta. Deci, dragii mei, suntem în direct la Actualitatea Românească cu vești noi despre lumea în care trăim, despre actualitatea internă și internațională. Începem astăzi cu actualitatea internațională, care, din păcate, a devenit mai importantă pentru viața noastră de zi cu zi decât evenimentele ce se desfășoară pe plan intern. Și asta din cauza că evenimentele care se desfășoară pe plan intern, deciziile politice la nivel intern în România, nu sunt luate aici la noi în țară și nu sunt luate de către niște conducători care se lucreze în slujba noastră a poporului român, ci sunt luate de niște lachei, de niște executanți, de niște lefegii ai celor ce conduc lumea la nivel înalt. Poate e prea mult spus, lumea ce conduc lumea occidentală la nivel înalt, care nu sunt nici măcar cei ce conduc Uniunea Europeană, ci sunt niște indivizi fără față, fără nume, niște indivizi care conduc totul prin servicii secrete, cu bani, cu șantaj, cu dosare, și care și-au pus în toate funcțiile de conducere din lumea occidentală, la toate nivelele de conducere, și-au pus oameni corupți, oameni șantajați, oameni servili, oameni de o prostie cruntă. Vedeți la, aveți exemple pe acești Boris Johnson, aveți exemplu pe Ursula, aveți exemplu pe Annalena Baerbock, aveți exemplu pe Liz Truss, aveți exemplu pe Macron, pe Draghi, oameni de o prostie cumplită.
pe Mețola, oh, pe Mețola era să uit. Bă, frate, proastă ca Mețola asta, credeți-mă, nici dacă dai teste europene pentru determinarea celui mai prost om din Uniunea Europeană, nu găsești o proastă mai mare ca această Mețola. E bine, are calități care au recomandat-o, iată, să fie una dintre persoanele care ne decid nouă destinele în Europa. Din păcate, asta este lumea în care trăim. Nici nu pot să... Știți, am stat și m-am gândit zilele astea. Bă, frate, oare tot ceea ce se decide la nivel înalt în Uniunea Europeană și se transmite apoi sub formă de ordine la cheilor Ciucă și Iohannis, oare ăștia o fac din prostie? Pentru că dacă o fac din prostie, dragii mei, nu pot să spun că, bă, frate, e o surpriză. N-ai la ce să te aștepți de la Ursula la mai mult. N-ai la ce să te aștepți de la Borel la mai mult. N-ai la ce să te aștepți de la Caltaboș și Scholz la mai mult. Sunt oameni cu un nivel de inteligență, cu un IQ mult sub medie. Și nu o spun eu. O spun oameni din preajma lor. N-ai la ce să te aștepți la Ciucă. Păi, fraților, este de noaptea minții, mă uit la el. E un om cum se cade, cred că e băiat fain. Dar, bă, cum să ajungi prim-ministru, bă, frate, când tu abia vorbești limba română? Când te exprimi atât de greu în limba maternă? Bă, stau și mă uit și mi-e rușine că eu vorbesc 5-6 limbi mai bine decât vorbește el limba română. 5-6 limbi străine. Cum ajungi prim-ministru, frate? Doar pentru că ești obedient? Doar pentru că ești ascultător și ești bun executant al ordinelor care îți vin de la Washington? Asta e ceea ce te recomandă pe tine pentru postul de prim-ministru. Cum să faci tu, Klaus Iohannis, președintele țării, să execuți atât de umil niște ordine venite de la o ambasadă și să pui prim-ministru? Bine, sigur că da. Acum, stai și te gândești pe cine a locuit Ciucă. Pe mediocrul, pe idiotul, de cât? Băi, îmi spunea un prieten care îl cunoaște personal. Băi, îmi spunea că pute acest Câțu a nespălat de la o poștă. Că nu poți să stai lângă el. Îmi spunea că pute numai că răzbate prin toți porii putoarea aia de nespălat. Că e libidinos. Că e nespălat. Că zici că-i dat cu grăsime pe păr. Băi, dar ce că-i pute gura într-un hal? Că nu poți să stai în fața lui de vorbă cu el. Nu știi cum să fugi. Nu mai vorbesc de prostia crasă, de aroganța, de aerele de superioritate pe care și le dă. E bine, un individ ca ăsta ajunge prim-ministru în România. Cum e posibil așa ceva? Cum am ajuns noi ca popor să acceptăm așa ceva, atâta bătaie de joc? Adică, bă, frate, noi nu găsim în România niște oameni inteligenți? Eu nu zic să-i punem pe cei mai inteligenți. Nu zic să-i punem pe cei mai buni manageri. Hai să zicem că nu suntem o societate meritocrată, că trebuie să pui, bă, unul care să fie și politician. Pentru că un om foarte inteligent, un om foarte capabil, nu se bagă în politică, că nu are de ce. Un om foarte capabil poate să... Scuze să șterg un pic, că să vedem un pic în ceață. Un om foarte capabil poate să trăiască foarte bine și fără să intre în politică. Un om foarte inteligent nu are nevoie să se compromită, să se intre în politică ca să poată să parvină. Un om foarte inteligent, un om de caracter, de obicei merg mână în mână inteligența și caracter. Un om inteligent și de caracter nu intră în politică, bă, fraților, în mizeria. Nu intri în cocină. Nu te bagi în toacă, că te mănâncă porcii. Cum să te faci politician dacă știi că ești un om deștept și știi că poți să trăiești bine, poți să ai o viață confortabilă, poți să ajungi să fii apreciat, fără să intri în politică, fără să te murdărești? E bine, dragii mei, din păcate, noi trăim într-o societate astăzi în care prostie este o condiție sine qua non pentru a ajunge în fruntea unei țări. De ce? Pentru că cei mari păpușari mondiali care
hotărăsc soarta lumii occidentale, nu își doresc în fruntea statelor, în fruntea guvernelor, în fruntea Uniunii Europene, nu își doresc oameni foarte inteligenți. Nici măcar inteligenți. De ce? Pentru că un tip inteligent stă și analizează. Stai, bă, a venit George Soros și a zis că trebuie să facem asta. A zis Klaus Schwab că trebuie să facem asta. Stai, mă, un pic, dar e bine? Nu e bine. Ia să întreb eu, de ce? Și dacă nu primesc o explicație satisfăcătoare, răspund, stai, tata, că eu conduc aici, eu iau decizii, nu pot. Cum să cumpăr eu 900 de milioane de pentru 150 de milioane de oameni? Nu? Cum să fac treaba? Dar nu, stai, că n-a cumpărat 900 de milioane, a cumpărat 1.700.000 pentru, și sigur, populația Europei cred că e 300 de milioane, din care să zici că ai 150 de milioane, jumate. Nu? Cu toate că ea are ordin să-i pe toți. Dar, bă, frate, cum să dai atâția bani? Pentru astea să semnezi contract și să constați, uite, că, bă, frate, nu sunt bune de nimic. Toți aia care se îmbolnăvesc, aia care nu se îmbolnăvesc. Și că fac forme mai puțin grave. Bă, frate, nu știu cât de grave fac, dar un lucru e sigur, sunt o sumedenie de studii deja oficiale, făcute de savanți, de medici, care arată că cei care au distrus sistemul imunitar și sunt în risc uriaș acum, ca la noi tulpini de sau la alții, să fie mult mai afectați și să facă forme mult mai grave decât aia ne. Păi și atunci ce ai făcut cu asta? Unul la mână nu te-a apărat să faci boala, doi la mână ți-a distrus sistemul imunitar, trei la mână, acum riști toată viața, ca la orice să faci formă mult mai gravă decât ai fi făcut dacă nu te-ai fi. Nu mai vorbesc de efectele secundare, de miocardită, de infarcturi, de accident cerebral, avascular cerebral, accident vascular cerebral, așa zisul AVC. Păi numai eu cunosc, între apropiații mei, deci cei cu care sunt în relații bune, nu cunoștințe. Patru cazuri, patru oameni care au murit de accident vascular cerebral. Bă, și am zis, bă, să nu fac eu teoria conspirației. Poate că nu e de la... Poate că toți erau... Toți în jurul vârstei de 60 de ani. Am zis, bă, stai, bă, că poate nu e asta. Să mă gândesc că ce, înainte nu mi-au murit cunoștințe de accident vascular cerebral? Și am stat și m-am gândit. Bă, câți mi-au murit mie cunoștințe? În primul rând că mie mi-au murit patru cunoștințe apropiate, nu într-un an cum mi-au murit acum, ci ultimele patru înainte de anul ăsta mi-au murit de-a lungul a 15 ani. Deci în 15 ani mie mi-au murit atâtea cunoștințe apropiate decât mi-au murit într-un an. Culmea este că ăștia care mi-au murit acum în ultimul an, toți de accident vascular cerebral, iar cei ce mi-au murit înainte cu 15 ani, niciunul de accident vascular cerebral. Nu, coincidență interesantă. L-am întrebat pe doctorul meu, bă, să-mi spună, păi cum e? Sunt cazuri mai multe acum decât erau înainte de accident vascular cerebral și de infarct. Mi-a zis că mult mai multe, nu mai multe, mult mai multe cazuri, mult mai multe probleme de sănătate decât erau înainte. Păi asta ce ne spune? Asta ce ne arată? E, dragii mei, asta e. Suntem conduși de proști, pentru că prostul, sigur că da, are o mare calitate. E ascultător, nu pune întrebări de ce, doar execută și cu asta basta. Dar, mă gândesc, bă, fraților, încotro mergem noi, Europa? Încotro ne îndreptăm? Uitați-vă, am fost târâți de mari păpușari mondiali prin intermediul acestor Ursula, Borrell, Scholz, Macron, Rutte și așa mai departe. Am fost târâți în acest război mascat, hibrid, cu Rusia. Noi, Europa, suntem în război cu Rusia, dragii mei. Pe cum poți tu să vii să sancționezi Rusia, să interzici vânzările Rusiei de îngrășăminte, de cereale,
de gaz, de petrol, când tu depinzi de toate astea. Când tu, Europa, prin intermediul Germaniei, ai cunoscut o prosperitate extraordinară în ultimii 30 de ani, din cauza că a beneficiat de gaz foarte ieftin, cum să vii tu acum și să dai cu bățul peste bot ursului care ți-a dat gazul cu 60 de dolari, 1000 de metri cub? Păi da, pentru că au pus presiune pe pușari și au spus, bă, nu se mai poate. Nu mai luați gaz de la ruși. De ce? Că dacă luați gaz de la ruși, depindeți de ei. Păi da, mă, stai mă un pic. Noi depindem de ei că ne dau gaz? Ei depind de noi că le dăm bani cu care ei după aia cumpără alte chestii. Cum vine asta? Deci dacă eu mă duc și cumpăr pâine de la alimentară de la mine, înseamnă că mă are la mână vânzătorul de la alimentară? Și dacă mă duc să cumpăr o bicicletă de la un magazin de specialitate, înseamnă că gata, mă are la mână ăla că cumpăr biciclete de la el? Este o imbecilitate, bă, fraților. De fapt, în spatele chestii astea, că vezi, domne, să nu mai cumpere Europa gaz de la ruși, că depinde de ei după aia, se ascunde altceva. American Easy, Exxon, Chevron și așa mai departe, toate corporațiile astea care extrag gaz din Statele Unite prin fracturare hidraulică, acele gaze de șist, care sunt cele mai poluante și distrugătoare, ăia nu puteau să-și vândă ei gazul. Toate corporațiile astea erau pe uscat. Că n-aveau clienți. De ce? Că ei produc 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. Iar neamțul cumpăra de la ruși cu 60. Și atunci, sigur că da, vine un Scholz, un caltaboș, la conducerea Germaniei și zice, bă, frate, nu mai prelungim contractul cu nemții. Dar să înțelegeți care este șmecheria, de unde a venit prețul ăsta uriaș la gaz, pentru că nu mai suport să văd în permanență la televizor pe toți neomarxiștii, pe toți tefeliștii, pe toți imbecilii de pe la Digi Sărăși TV, cum vin și ne spun, băi, criza în Europa, creșterea prețurilor este din cauza rușilor. Din cauza că rușii au crescut prețul, din cauza că rușii au făcut război în Ucraina. Nu, bă, tată, eu vreau să știți adevărul. De ce a crescut prețul la gaz? Am să vă explic tot fenomenul, ca să înțeleagă toată lumea și să fie clar pentru toți românii care vor să afle adevărul și nu se lasă manipulați de idioția de Cristian Pârvulescu, de Prelipceanu, de Pan... ăla, cum dracu, știam pe toți lumii, de Pârvulescu și de Cristian Diaconescu și așa mai departe, care, bă, frate, vin și spun toată ziua la televizor poezia, din cauza rușilor au crescut prețurile, rușii sunt de vină. Vine și căcatul ăla de Virgil Popescu, vine și Klaus Iohannis, numai Putin e de vină. Bă, hai să vedem adevărul. Deci vă dau cuvântul meu că n-am interese de partea rușilor, nu mă plătește nimeni, n-am absolut nici o legătură cu nimeni. Vă spun care este adevărul despre prețul gazului și implicit a energiei electrice, pentru că prețul energiei electrice depinde de prețul gazului. Ce se întâmplă? În Uniunea Europeană, gazul era preponderent cumpărat și dădea prețul gazului și a energiei electrice, prețul cu care cumpărau nemții gaz de la Gazprom din Rusia. Cum cumpărau nemții de la ruși gazul? Pe contracte, pe termen foarte lung, pe cantități foarte mari, pentru că nu e așa, industria chimică germană era cea mai puternică, era, nu mai este, era cea mai puternică, cea mai competitivă industrie chimică din lume. De ce era atât de puternică și competitivă industria chimică germană? Pentru că avea materie primă foarte ieftină și obținea un produs finit, normal, având materia primă ieftină, un produs finit foarte ieftin, foarte competitiv. Noi românii, de exemplu, nu puteam produce îngrășăminte la prețul la care produceau nemții. De ce? Pentru că nouă, Romgazul și OMV-ul ne vindea gazul nostru din pământul nostru, îl vindea cu 80 de dolari 1000 de metri cubi, în condițiile în care OMV-ul îl extrăgea pe gratis,
că era rezultanta a extracțiilor de petrol și ieșea fără să faci nimic special, 50% din gazul României, iar cealaltă jumătate, extras de romgaz, prin foraj, era extras la un preț de aproximativ 15 dolari mii de metri cubi. E bine, și el îl vindeau românilor și firmelor românești cu 80. Deci jumate din gazul românesc se extragea pe gratis, jumate cu 15 dolari mii de metri cubi, și îl vindeau ticăloșii românilor cu 80 de dolari mii de metri cubi. Păi cum se produc azi Mureș îngrășăminte competitive ca preț pe piața europeană, când ei cumpărau materia primă, adică gazul, cu 80 de dolari, iar BASF cumpăra cu 60 din Rusia. Uite așa devenea, bineînțeles, nu mai vorbesc de comparația cu Statele Unite sau cu alte țări care trebuiau să importe gaze lichefiate din Qatar sau din alte țări. Uite așa, dragii mei, industria chimică germană prospera. Pe lângă industria chimică germană, toată industria germană, pentru că gazul este foarte folosit în toate domeniile industriale. Și toată industria germană beneficia de energie electrică și gaz la prețuri foarte bune, care au făcut ca energia germană să fie super competitivă și Germania să ajungă în ultimii 20 de ani cel mai mare exportator mondial. Toată bunăstarea Germaniei venea din exportul acesta industrial bazat pe energie și gaz ieftin din Rusia. De ce? Cumpărau cantități mari din Rusia, aveau contracte pe termen lung și rușii le dădeau un preț foarte bun, competitiv, ultra-competitiv. E, ce s-a întâmplat? Păpușarii au început să sufere. Păi stai un pic. Ce se întâmplă aici? Europa, adică protectoratul nostru, adică tărâmul nostru, prosperă împreună cu Rusia, cu dușmanul nostru. Rusia face bancul nemiluita pe care îi bagă în dezvoltare, cercetare de rachete hipersonice, de rachete nucleare, de Satan, de Poseidon, de submarine și așa mai departe. Rusia se dezvoltă foarte bine și economic, devine o putere economică, dar se dezvoltă extraordinar și militar din colaborarea asta ruso-germană, iar Germania și ea ne ia piețe, ne ia bani, trăiesc bine nemții, în loc să câștigăm noi foarte mulți bani, noi păpușarii. Și ce au făcut americanii? Au zis normal, și eu dacă eram în locul lor, făceam la fel. Ce au zis? Băi, ia să luăm măsuri, mă, să rupem noi prietenia asta din care ăștia doi prosperă și noi luăm țeapă. Noi ne ducem dracului. America se prăbușește. Corporațiile noastre nu poate să-și vândă gazul lichefiat. Nu putem să ne mai vindem petrolul. Deși, ce dracu facem, bă, frate? Și atunci au luat măsuri. Cum au luat măsuri? Imediat au intrat în funcțiune ONG-urile lui George Sereș. Pentru că tot ceea ce se întâmplă la nivel social în Europa este dirijat prin aceste ONG-uri ale lui George Soros. Aveți, știți foarte bine, alea pentru o societate deschisă. Societate deschisă, auziți? ONG-urile lui George Soros sunt pentru o societate deschisă, minunată, progresistă. Progresist, bă, frate. Ticălosul ăsta care distruge Europa e progresist, bă, ne aduce progres. Uitați-vă ce progres ne aduce. Prin ONG-uri din astea, gen, ați văzut la televizor, Blackwater, care militează în, vezi, Doamne, nu, oficial, toate militează pentru energie verde, pentru protecția mediului, pentru reducerea emisiilor de carbon, pentru protejarea apelor, pentru protejarea urșilor, pentru protejarea greierelui, pentru protejarea gândacului de Colorado, pentru protejarea gușterului cu barbă și așa mai departe. Bă, trebuie salvată planeta, fauna, alea, trebuie salvate, înțelegeți? Și dacă trebuie salvate, pac, ONG-urile lui Sereș, imediat, pe piață, împreună cu partidele ecologiste, care toate sunt sub aripa lui George Sereș, și a început în Germania marea luptă pentru salvarea planetei. Bă, tată,
Nu mai poți tu să te bazezi pe gaz ca să produci curent electric. Nu, nu mai poți, trebuie să te oprești, trebuie să schimbi, să te bazezi pe altele, pe soare, pe vânt, pe astea. Bă, tata, au ajuns Verzi și Oliva Putere în Germania. A venit Annalena Baerbock și pune condiții în guvernul Germaniei. Sigur că da, că Georgica Sereș cu CIA au tras forile bine și Partidul Verzilor a intrat la putere. Fără ei, nu se mai poate mișca nimic în Germania. Și ce a zis Annalena? Bă, gata cu gazele. Gata, trebuie să reducem dependența de gazul rusesc. Că așa i-a șoptit ei, Georgica, la ureche într-o seară. S-a terminat, asta este. Este principiul de bază în politica germană. Eliminarea energiei care produce carbon. Produce așa de mult carbon, dragii mei, că noi nu producem în 100 de ani cât se produce într-o erupție vulcanică. Deci dacă noi n-am mai produce deloc carbon, dar erupe un vulcan, un Krakatoa sau un Vesuviu sau un Etna, ar fi același lucru. Vă dați seama ce mari producători de carbon suntem noi? Că tot ce producem noi carbon poate fi egal cu zero pe lângă o erupție vulcanică mare. Mă rog, să zicem că carbon, toate că vă spun încă o chestie, carbonul ăla nu este marea problemă. Problema sunt defrișările de păduri. Problema este poluarea apelor. Astea sunt problemele uriașe. Carbonul ăla din atmosferă poate fi foarte bun pentru păduri. Între ghilimele, asta mănâncă copacii. Dioxid de carbon. Mănâncă dioxid de carbon și liberează oxigen. Deci dacă în loc să renunți la gaz, tu te-ai lupta pentru... Da, doamna Cioancă, am slăbit puțin, am slăbit vreo 10 kg. Deci dacă tu te-ai lupta, în loc să scoți gazul și să bagi în criză toată Europa, te-ai lupta să împădurești tot ce a tăiat Ikea în România, tot ceea ce ai defrișat în Brazilia prin corporațiile americane, dacă ai face împăduriri, ai face mult, mult mai bine decât interzicând producerea de energie și căldură cu gaz. Ei bine, dragii mei, a venit Annalena și a zis, bă, tată, noi, Germania, trebuie să trecem la alte mijloace de producere a energiei, adică cu soare, cu vânt, nici măcar nuclear. Și asta ce înseamnă? Că nu mai putem să facem contracte cu Rusia, să achiziționăm gaz în cantități mari și pe termen lung, pentru că noi de la un an la altul, până în 2027, deci în 4 ani, trebuie să renunțăm la gazul rusesc. Vă dați seama. Sigur că da, pretextul este că, vezi, doamne, emisiile de carbon. În fapt, realitatea este cu totul altă. Realitatea este interesele lui George Soros, transmise de George Soros europenilor, nemților, din partea marilor popușarilor mondiale, ale rothschildienilor, cum le spun. Păi și s-au dus nemții și au zis rușilor de la Gazprom, bă, nu mai semnăm contract pe 10 ani și nu mai semnăm pe cantitățile pe care le-am semnat, că nu mai putem garanta că le luăm, că noi fii atent. Noi vrem să ne decarbonizăm economia. Aha! Aha, zice Putin, da? Nu mai vreți, păi da, atunci discounturile astea pe care le aveați, prețurile extra, extraordinare pe care le aveați de 60 de dolari pe 1000 de metri cubi erau pentru cantitățile alea mari și pe termen de 10 ani. Nu mai vreți cantități mari? Nu mai vreți pe 10 ani? Dar cum vreți? Păi vrem să cumpărăm, zice Annalena, vrem să cumpărăm atunci când ne trebuie numai. Așa, pe 3 luni, 6 luni, pe un an de zile, la plezneală. Când ne trebuie, cât ne trebuie, că noi tot reducem și nu avem de unde să știm cât ne mai trebuie. Și de ce să plătim în plus pe ce nu folosim? Păi bine, zice Putin. Păi atunci, intrați pe piața spot, la bursă, și ori de câte ori vă trebuie, cumpărați la bursă. Cum e normal? Dacă, de exemplu, eu vreau să cumpăr acțiuni astăzi la Coca-Cola,
intru la bursă și văd cât costă o acțiune Coca-Cola. Costă 45 de dolari. Bun, cumpăr astăzi. Mâine, cât? Mă duc mâine, mai fac rost de bani, am economii, peste o lună iau salariu și zic, bă, ia să mai cumpăr niște acțiuni la Coca-Cola. Cât mai costă astăzi? Păi astăzi costă 72. Bă, ce fraier am fost, că puteau să iau cu 45 și acum iau cu 72. Da, dar n-aveam bani atunci. Dacă asta e, iau cu 72. Exact așa și cu gazul. Intri pe piața spot, când îți trebuie gaz și cumperi. Păi da, dar pe piața spot, la cerere ofertă, prețul nu mai e 60 de dolari. Prețul sare la 500 de dolari. Dacă mai începe și războiul, sare la 1000 de dolari. Nu din cauza Rusiei, că Rusia vine și spune, uite, atâta gaz pun eu pe piață. Atâta am de oferit. Cine oferă, cât oferă. Asta e bursa. La fel e ca bursa de flori, la fel este la bursă. Nu? Cât o, cine o, bursa peștelui și așa mai departe. Știți că sunt multe burse. Eu, de fapt, e o licitație. Asta e marfa și vin mai mulți care vor să o cumpere și spune unul, eu dau atât. În final, unul zice, eu dau 500 de dolari pe 1000 de metri cubi, nu mai dă nimeni mai mult, am judecat. Poftim, ăsta e prețul. Și uite așa, s-a ajuns de la 60 de dolari 1000 de metri cubi pentru Germania, s-a ajuns pe piața spot la prețuri inițial la 250, 300, 350, odată cu războiul și cu sancțiunile, ce s-a întâmplat? Păi, rușii n-au mai putut să pună la dispoziție gaz prin țava care trece prin Ucraina. Normal, cum să mai trimiți gaz printr-o țeavă care trece pe teritoriul dușmanului tău cu care ești în război? Nu mai trece. Acolo era mai mult de jumate din gazul trimis Europei. Păi, frate, ce se întâmplă când scade oferta de marfă și cererea pe piață e aceeași? Crește prețul. S-a dus prețul la 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. După aceea, mai livrau rușii printr-o conductă, Nord Stream 1. Știți că sunt două conducte. Nord Stream 1, Nord Stream 2. La Nord Stream 2 nici nu le-au putut da drumul, cu toate că e gata și e funcțională. Nu le-au putut da drumul la țeava aialaltă. De ce? Pentru că nu au fost de acord americanoizii. Au zis, nu, tată, noi suntem împotriva. Nu suntem de acord. Și ce a făcut Ursula? Și cu Annalena Baerbock, nemțoaicele, amândouă corupte și șantajate. Ce-au făcut? Pentru că așa zice americanoidul, așa facem. Închidem Nord Stream 2, de fapt nici nu-i dăm drumul, și lăsăm doar Nord Stream 1. Păi vă dați seama. Nord Stream 1, Nord Stream 2 puteau împreună să facă, să trimită din Rusia, prin Marea Baltică, în Germania, atâta gaz cât trimitea înainte Nord Stream 1 cu țava de prin Ucraina. E, ar fi putut compensa Nord Stream 2 ce nu se mai trimite prin Ucraina și ar fi putut fi menținută oferta de gaz mare pe piață, astfel încât prețul să nu urce decât până la 250-300 de dolari 1000 de metri cubi. Dar, tăind la jumate oferta de gaz, automat a ajuns ca oferta de gaz pe piața europeană să nu mai fie de ajuns cât e cererea. Ce se întâmplă când oferta este mult sub cerere? Explodează prețul. Și s-a dus prețul spre 500, 1000 chiar. Ce face neamțul acum? Păi neamțul, fiți atenți ce fac. Pune sancțiuni. Că să nu mai poți să faci plata prin bancă în euro tu din Germania în Rusia, păi să nu mai faci export de îngrășăminte tu Rusia, păi să nu mai poți să cumperi nimic tu Rusia din Germania, chestii de genul ăsta. Dar vreme la un moment dat o chestie că acest gaz, care este pompat prin țeavă de Gazprom ca să se ducă în Germania, pomparea asta se face cu niște compresoare, niște turbine uriașe, care trebuie să pună în mișcare gazul ăsta să se ducă din Rusia prin țavă până în Germania. E, aceste compresoare sunt făcute de firma Siemens din Germania. Firma Siemens din Germania, sigur că da, trebuie să întrețină aceste compresoare care trebuie o dată pe an, trebuie făcută revizia lor și trebuie unse și, mă rog, și făcute să fie mereu în stare foarte bună de funcționare ca să poată să pompeze gazul. Și
Sigur că da, Zimaș are o sucursală care se ocupă de aceste pompe în Canada. Le ia Zimaș pompele și le trimite în Canada. Iar Canada ce zice? După ce Zimaș Canada le repară, le face, le face revizia, zice, nu le mai trimitem înapoi în Germania. Păi de ce nu le trimiteți? Pentru că este embargo, e sub sancțiuni Rusia. Nu putem să trimitem aceste pompe înapoi în Germania. Păi stai tata că Rusia e sub embargo. Rusia, tu nu le trimiți din Canada în Rusia, le trimiți în Germania. Nu, zice, nu le mai trimitem, că după aia Germania le trimite în Rusia. Păi ce treabă ai tu? No, ei bine, până la urmă, nu merge normal Nord Stream 1 la capacitate maximă, pentru că lipsește o turbină, nu se mai poate băga gaz decât la 40% în țavă, pentru că mai mult nu împinge compresorul care lucrează acum unul singur în loc de două, și scade livrarea de gaz și prin Nord Stream 1 la sub jumate. Ce se întâmplă cu oferta? Se mai înjumătățește odată. Ei bine, de ce toate astea? Păi de ce toate astea? Pentru că prețul la gaz se învârtea în jurul a 500-1000 de euro pe dolari pe 1000 de metri cubi. Iar gazul de șist american al Rothschildienilor costă 1000 de dolari 1000 de metri cubi să-l extrag, să-l transforme în lichefia și să-l aduce în Europa. Dacă îl vin sub 1000 de dolari, ești în pierdere. Ce ai făcut? Dacă vrei să-l dai cu 1000, nu ți-l cumpără nimeni. De ce? Că cumpără neamțul de la ruși cu 500, 800, 1000. Sigur, nu mai cumpără cu 60, cu cât cumpăra înainte. Dar tot e mai ieftin decât gazul lichefiat. Și atunci se întâmplă ce se întâmplă, se trag scorile cum se trag, astfel încât sare prețul la gaz din cauza că a scăzut foarte mult oferta de gaz de la Gazprom, sare prețul, dragii mei, la 1500-1800 de dolari, 1000 de metri cubi de gaz, pentru că nu este ofertă. Și atunci ce devine foarte rentabil pe piața din Europa? Bineînțeles, gazul lichefiat rothschildian. Bineînțeles, cresc foarte mult cererile de gaz lichefiat rothschildian ca să acopere golurile. Câștigă foarte mult Gazprom, care vinde, fiți atenți, acum vinde un sfert din cât vindea acum un an, dar ia bani de două ori mai mulți decât lua când vindea de patru ori mai mare cantitate. De ce? Pentru că acum vinde sfertul cu 1800 de dolari, 1000 de metri cubi, în vreme ce acum un an vindea cu 60 de dolari, 1000 de metri cubi. De 4 ori mai mult. Păi da, dar de 30 de ori mai ieftin. Deci, rușii câștigă, americanoizii câștigă că își vând gazul de șist și îl vând cu mare profit încă. Și cine pierde, dragi? Cine pierde? Păi noi. Noi, europenii, care plătim mult mai mult pe gaz, care plătim în mod normal, ar trebui să plătim de câteva zeci de ori, de vreo 10 ori mai mult pe încălzire, încă nu știm cât o să plătim. Pentru că încă e subvenționat de stat. Problema e cât o să reziste statul. Fie că e german, fie că e român, fie că e italian, orice stat european. Cât va rezista în condițiile în care toate statele europene sunt supraîndatorate? Cât vor rezista să subvenționeze prețul la gaz ca să poată să se încălzească locuitorii Europei? Mai e o problemă. 30% din curentul produs în Uniunea Europeană se producea în termocentrale pe gaz. Cu gaz foarte ieftin și aveam curent foarte ieftin, normal. Păi acum, dacă nu mai avem gaz foarte ieftin, acum că nu mai avem decât gaz foarte scump, o să crească și prețul la curent electric. Sigur că da, nu așa cum crește la încălzire. Pentru că nu depinde prețul la curent electric în proporție atât de mare de gaz. Dar tot va crește și curentul electric foarte mult. Și cine o să fie în necaz mare? Păi populația Uniunii Europene, statele europene care și așa supraîndatorate
Nu știu cum vor scoate cămașa la iarnă. Și credeți-mă, eu nu înțeleg. Pur și simplu nu înțeleg. Cum poți tu să faci față? Când tu, de exemplu, Italia, ești țară în stare de faliment. Cu o datorie externă de peste 150% din PIB. Hai că Germania, să zici că se ajunge și ea. Într-un an, doi, la 100-150% din PIB. Dar tu, Italia, care deja ești în stare de faliment, cum scoți cămașa? Tu, Franța, care și tu ai 120% din PIB, ce o să faci, tati? Ori ai de ales. Ori subvenționezi tu consumul de curent electric și de gaz și atunci te supraîndatorezi și dai faliment ca stat, ori nu subvenționezi și atunci e revoluție, fraților. Păi, de unde o să mai subvenționezi tu ca stat dacă n-ai de unde? Dacă băncile o să zică stop, nu-ți mai dăm credit că n-ai cum să-l plătești. Și atunci o să rămână să plătească cetățeanul de rând factură de gaz de 10 ori mai mare și factură de curent de 3 ori mai mare. Păi ce înseamnă asta, dragii mei? Păi înseamnă revoluție, frații. Păi eu nu-mi imaginez cum o să stea și cum o să trăiască românul de rând sau neamțul de rând sau italianul de rând. Cum o să trăiască când o să trebuiască să plătească factura de gaz de 10 ori mai mare decât acum un an și factura de curent de 3 ori mai mare? Cum o să reușească să scoată cămașa acești lachei ai soroșiștilor și ai rotșildinilor? Cum o să reușească să scape nelinșați? Ursula, cu Metzola, cu Borel, cu Macron, cu Scholz, cu Annalena Baerbock, cu Draghi, cu Rutte și așa mai departe. Păi sigur că da. Ar fi cazul cel mai fericit. Să scăpăm de satanele astea, să scăpăm de bestiile astea. Sigur că da. Unii spun că ar merita linșați. Alții spun, vorbesc despre un Nuremberg 2 care și așa este necesar pentru afacerea cu care a băgat Europa 2 ani de zile în ceva de noaptea minții, ceea ce s-a întâmplat. Peste 20, 30, 50, 100 de ani în istorie o să fie privită această perioadă de 2 ani de... cu toate minunile astea, cu pașaportul sanitar, cu interdicții de călătorie, cu toate, cu blocajele astea, cu lockdown și cu toate astea, cu blocarea industriei, a economiei. Va fi privită peste 100 de ani de cei ce vor citi în cartea de istorie ca pe ceva de noaptea minții, o nebunie. Păi cum să distrugi tu toată Europa, toată economia, cum să dai peste cap toată lumea, toată planeta, pentru o gripă cu o mortalitate de 0,5%. Păi cum să faci treaba asta, bă, frate? Când ai fi putut rezolva și mortalitatea aia să fie de 0,01% dacă le dădeai la toți locuitorii planetei care costă 0,5 dolari un tratament. Pe care eu l-am făcut, familia mea, mama mea, la 80 de ani, a făcut. A luat două pastiluțe și nu mai avea nimic după 10 ore. Eu, toți din jurul meu, cunoștințe, neamuri, toți am luat fără să ne... Și n-am avut nici o problemă de... Toți am avut simptome o zi. E bine, în loc să facă același lucru la nivel mondial și să nu existe nicio problemă, mai ales că medicamentul exista și ei știau că există, ei ce au făcut, Rothschild? Nu, tată, fără tratament. Acum spune Fauci și este, și aflăm, când a fost deconspirată corespondența lui Fauci, că transmitea la toți conducătorii din Uniunea Europeană niciun tratament. Să nu se facă niciun tratament medical pentru... Ne miram după aia de ce Vlad Voiculescu, copilul ăsta neomarxist al gangsterilor, de ce Vlăduț e împotriva tratamentului? De ce la televizor, la Digi Sora și TV, la nicio televiziune, nimeni nu spunea, bă, luați și v-ați vindecat? Nu, tată.
Nimeni nu avea voie să vorbească de tratamente în România și despre un singur lucru. Bă, dar m-am îmbolnăvit, dă-mi un tratament. Nu, paracetamol. Păi murim cu paracetamol. Asta e. În condițiile în care ei știau că există tratament care costă 0,5 dolari 50 de cenți. Ca să n-ai nicio problemă cu boala. Pentru asta nu trebuie un Nuremberg 2? Pentru asta nu trebuie să fie judecați acești nemernici? Nu numai ăia de la vârf, Fauci și cu Rothschild-ul, dar Ursula și toți ăia de sub ea. Că Ursula a venit, vă aduceți aminte, a venit în România și a convocat pe Iohannis și pe Cățu și le-a spus: bă, tată, voi trebuie să faceți 70% din populație. Nu există tratament. Lasă-i să moară, să se sperie. Lasă-i să moară, nu le dăm niciun tratament, să se sperie ca să se... De ce? Pentru că așa e ordinul de la Rothschildieni. Păi ce vreți, eu am dosar de corupție în Germania, când eram ministru apărării în Germania. Eu, Ursulache, am dosar clar. Deci, credeți-mă, dosarul de corupție a Ursulei, prin care a furat sute de milioane de dolari, de euro, de la bugetul statului din Germania. Bă, fraților, e beton dosar. Deci femeia asta e dovedită că a furat, că a luat șpăgi de sute de milioane de dolari. Și în loc să meargă la pușcărie, din postul de ministru al apărării din Germania, în loc să meargă direct în pușcărie, bă, fraților, e luată de acolo și e dusă în fruntea Uniunii Europene. E de noaptea minții. Păi cum se face așa ceva? Păi frate, că știi că urmează și că urmează și că o să trebuiască cineva acolo care să facă tărășenia cu fără să comenteze. Ăsta este jocul. Ei știau că gata, e produs. Ei știau că e deja produs și el în laboratoarele din Ucraina și hai tată, la treabă acum. Ne trebuie în fruntea Europei o persoană dedicată, care să înțeleagă că e mai bine să facă treabă și să mai mulțele decât să meargă în pușcărie. Și tu transmiți ordinele cui? Unui șantajat de Cățu, care și ăla e pus acolo, libidinosul ăla împuțit, e pus acolo ca să execute ordine fără să crednească că și el are dosare, că a furat. Bă, îți dai seama, să se înșeli bănci americane? Îți dădați seama? Asta ce aia cu condusul băut și cu pușcăria. Omul are probleme că a furat de la o bancă americană. Asta este pușcărie ani de zile. E tocmai bun de pus prim-ministru. De Klaus Iohannis nu mai zic ce dosare are. De Klaus Iohannis nici nu mai vorbesc. Numai ce am văzut eu, ălea cu pedofilia, cu elevele care treceau clasa doar dacă treceau și pe la el, nici nu mai vorbesc. Ălea cu casele-s nimic. Deci, bă, fraților, uite așa se conduce Europa, la toate nivelele. La toate nivelele sunt idioți și super șantajabili. Astea două condiții sine qua non. Ca să poți ajungi să conduci ceva în Uniunea Europeană, trebuie să fii prost de bubui și super șantajabil să aibă ei, să ai un dosare grele de tot. Ăsta este adevărul, bă, fraților. De-aia noi trăim astăzi în Europa cum trăim, de-aia 2 ani ne-am chinuit în cu certificate, cu pașapoarte, cu interdicție de a merge la servici, cu interdicție de a ne plimba câinele pe stradă, cu interdicție de a merge în excursii, cu interdicții peste interdicții, cu morți peste morți din rândul neamurilor și a prietenilor, pentru că trebuia să își facă ei planurile de reducerea populației și de crearea haosului și anarhiei în Europa, ca să vină după Klaus Schwab. Ați văzut, nu? Pomalău ăsta de Klaus Schwab, care e lady, el e lady Klaus Schwab, ca să vină și să ne zică: bă, fraților, sunteți prea mulți pe planeta asta, băi, și poluați prea tare. Trebuie să ne rărim.
trebuie resetare. Nu vedeți că toate țările din Europa sunt supraîndatorate, sunt în stare de faliment, economia e dezastru, inflație, sărăcie, economia distrusă. Ce mai rămâne acum? Resetare. Și o nouă ordine mondială, fără bancheși, pentru că, vedeți, dacă sunt bancheși, un nemernic ca primul ăsta poate să vorbească, face răfimecheriile lui și orice cât încercăm noi să închidem gura asta, tot vorbește. Și nu putem, că dacă închidem contul, degeaba l-am închis, care bancheși acasă, la suprapună. Și îl doare în cur și tot mai vorbește și tot mai găsește, că e ticălos ăsta. Ăsta îl dai afară cu ușa, intră pe geam. Și nu putem să-l oprim. E, și atunci, dacă scoatem banii cash total, o să aibă și primul un card cu care plătește pâinica, cu care plătește școala, cu care plătește benzina, păi îl închidem să vedem ce mai vorbește el după aia. Că așa e, bă, frate, în democrație, nu ca la ticălosul ăla de autocrat de Putin. Ați văzut pe Putin? L-a băgat pe opozantul lui, pe Navalny, la pușcărie, bă. Dar de Julian Assange, care stă de 20 de ani închis într-o ambasadă, pentru că altfel îl condamnă la moarte, de ce? Că a deconspirat-o pe Hillary Clinton și Partidul Democrat, că sunt niște ticăloși și niște hoți. Acolo nu mai e problemă. Julian Assange nu mai e o problemă. Bă, când ei l-au omorât pe Soleimani și ieși președintele lor, al roșilienilor, a ieșit la televizor și a spus am dat ordin să fie asasinat ministrul apărării din Iran, cel mai mare dușman al teroriștilor din ISIS și Al-Qaeda. Atenție! Soleimani, acesta ministru al apărării din Iran, a fost cel mai mare dușman și care a făcut cel mai mult rău și a distrus ISIS și Al-Qaeda. Bă, și ești tu unealta roșilienilor și spune la televizor am dat ordin să fie asasinat Soleimani. Pe lângă el au mai murit încă trei. Șoferul cu cinci copii acasă. A murit și ăla. Lasă, tată, ce contează. Deci tu, ca președinte al Statelor Unite, recunoști că ești un asasin și n-ai nicio problemă, frate. În schimb, dacă KGB-ul sau FSB, sau cum se numește la ruși, i-au pus o travă la un fost spion rus care a dezertat, a trădat Rusia și a trecut de partea MI6, bă, frate, s-a dat lumea peste cap, s-a aflat și pe planeta Nibiru, s-a cerut exmatricularea, exterminarea, judecarea, condamnarea, nu numai lui Putin, și pe nepoților nenăscuți a lui Putin. S-a convocat toată galaxia, toți extratereștrii intergalactici ăștia care vibrează în lumină și toate, toți s-au convocat, frate, și s-a votat, gata. Până la 17-lea strănepot al lui Putin trebuie să fie condamnați la pușcărie, la Guantanamo. Bă, frate, dar pentru Soleimani, care a recunoscut asasinul la televizor că el a dat ordin, nu-i nicio problemă, tată. Nicio problemă. Pentru morții din Ucraina, vai câte lacrimi. Nu știu câte mii de morți, 5.000 de civili morți. Asasinul de Putin, care trebuie adus în fața curții penale internaționale. Bă, dar pentru 1.200.000 de civili în Irak, omorâți de americanoizi. Nicio problemă, frate. Pentru morții din Vietnam, bă, fraților, ați văzut filme, cred că ați văzut toți filmele alea, cum aruncă cu napalm, pe satele alea, bă, de oameni nevoiași, de vai de capul lor, trăiau în colibe de paie. Bă, aruncă cu napalm pe ei, ați văzut filmele alea cu copiii ăia care aleargă în flăcări. Bă, fraților, pentru aia nimeni n-a plătit nimic, nici măcar judecat sau ceva, măcar un reproș. Pentru morții din Iugoslavia, pentru morții din Afganistan, pentru... Bă, fraților, nicio problemă. E, în schimb, pentru aia din Ucraina, bă, stai mă, că nu-i tot una. Ucraineanul e un îngeraj, nu poți să omori câteva mii de îngerași. Ăia vietnamezi, coreeni, irachieni, libieni, iugoslavi, bă, sunt subspecii, bă. Păi a plâns Europa,
Mai mult pentru urșii din pădurile din România care scrântesc piciorul, frate, când calcă în vreo groapă din asfalturile de prin Brașov. Păi bă, frate, dacă îi vedeți pe progresiștii ăștia din Europa, din Românica, de la ONG-urile lui Sfioriș, ce plâng ei când află că și-a scrântit piciorul vreun ursuleț aici în Răcădău, când a venit la containere. Vin urșii și se bagă în containere, că sunt mai mulți urși în Brașov decât oameni. Bă, și umblă pe strag, te întâlnești cu ei, salut, ce mai faci? Unii cunoști deja. Bă, frate, Doamne ferește să calce vreunul în vreo groapă din asfalt, că e sfârșitul lumii. Bă, dar pentru copiii ăia din Irak, nicio problemă. Bă, fraților, pentru liliacul ăla care erau patru lilieși care zburau pe acolo dintr-o peșteră și care ar fi trecut autostrada pe lângă ei, la 5 km. Păi nu s-a putut construi autostrada în România, că îi deranjea la ureche pe lilieci și au ăsta mașinile. Păi nu poți, tate, e durere mare pentru lilieci. Acum nu se poate, nu, sunt închise o grămadă de hidrocentrale pentru că deranjează gușterul cu barbă. Gușterul cu barbă nu e obișnuit cu hidrocentralele, e înșucărit rău. S-a văzut pe fața lui, au văzut ăștia de la Blackwater, pe fața lui au văzut că-i supărat. Bă, și-a zis, gata, imediat, în România nu-i voie să mai faci hidrocentrale. Cață, hidrocentrale nu. Centrale pe cărbune. Are voie Polonia, are voie Germania, are voie Italia, dar România nu mai are voie, tată. Nu că în România se supără fauna. În România se plâng ursuleții în pădure când aud că s-a dat drumul la centrala pe cărbune. Nu vă mai spun de ornitorinc. Ornitorincul, fraților, e pe cale de dispariție în toată Europa din cauza că au aflat, au citit în ziare că românii vor să dea drumul la centralele pe cărbune. S-a terminat, gata, nu se mai face. Românii nu au voie nici hidrocentrale, nici centrale pe cărbune, gazul a trebuit să-l dea totul cadou. Bă, fraților, românii nu au voie nici. Noi mai avem voie numai să murim, bă, fraților. Asta este. Când îi întreb, păi de ce nu dăm drumul și noi la centralele pe cărbune, cum au dat și nemții și polonezii și tot. Na, ci că vin ONG-urile, Blackwater, ONG-urile finanțate de George Soros, și că alea sunt vocea poporului. Păi, bă, fraților, astea sunt trei ONG-uri care au fiecare câte doi angajați, care de obicei sunt homosexuali, și ăștia doi, și că sunt vocea poporului. Și că ONG-urile astea trei al lui George Soros, ele sunt, exprimă voința poporului care nu mai vrea centrale pe cărbune. Și au cerut în instanță la o judecătoare care, ca multe altele, este școlită la școlile lui Soros, și judecătoarea imediat a dat verdict. Nu putem. Dacă se supără gușterul și se apucă să plângă ursuleții în pădure, nu putem să mai folosim hidrocentrale și centrale pe cărbune. Gata. Și ce să facă românii? Ce să facă? Epoca de piatră. Tată, ca pe vremea lui Ceaușescu, că voi sunteți obișnuiți, voi nu sunteți ca nemții. Neamțul nu e obișnuit, frate, să doarmă la 10 grade. Dar voi românii sunteți obișnuiți, mă. George Soros știe că el avea interes aici în România încă de pe vremea aia. Așa că românașilor, o să dormiți la 10 grade, o să ziceți că nu e adevărat, că nu o să dormim la 10 grade, că ne-a asigurat Ciucă că depozitele de gaz vor fi pline și că România are gaz suficient în pământurile noastre aici ale României, e suficient gaz ca să trecem peste iarnă fără probleme. Băi, fraților, ăsta Ciucă, prostanul ăsta, crede că el face ce vrea. Crede că el e de capul lui. Și săptămâna trecută, acum 5 zile, a venit Annalena Baerbock, fătuca lui George Soros, în România. De ce? Că a aflat de la ambasada Germaniei, fii atent de ce declarații de papagalul ăsta de Ciucă. Că România nu are probleme cu gazul, numai Germania are probleme și restul Europei. Bă, și când a auzit Annalena ce prostii vorbește Ciucă al nostru, imediat a venit încă. L-a luat pe Ciucă. Ia vină încă, mă. Ia încă. Ia zi, bă, cum aveți? Ce aveți voi, mă? Aveți voi gaz?
ca să treceți peste iarnă fără probleme? Păi da, știi că noi avem și cu gazul din Marea Neagră și cu ce extragem noi aici cu OMV și cu RomGaz, nouă ne ajunge exact tanda pe mandre și încât producem atâta o să consumăm și știi că noi 10 miliarde de cub, miliarde de 10 miliarde de metri cub producem de gaz, cam tot atâta consumăm, noi n-avem probleme. Bă, ciucă, bă, băiatul. Păi ce mă asta, gazul ăsta din pământul României, din Marea Neagră, e al vostru, e al românilor? Bă, tu n-ai auzit de solidaritate în viața ta, bă, ciucă? Păi voi credeți că dacă sunteți în Uniunea Europeană aveți doar drepturi, mă, nu și obligații? Tu crezi, bă, ciucă, că gazul ăsta care l-aveți voi aici, e numai e al românilor? Trebuie să-l punem la comun, mă, să fiți solidari, mă. Să dați la ceilalți europeni care n-au deloc. Gazul ăsta pe care l-aveți voi românii, pe care l-aveți mult. Da? Bă, frate, din ăstea 10 miliarde de metri cub, doar un miliard de al vostru. 9 miliarde trebuie să fiți solidari, uite noi nemții. Nu avem. O să ducem lipsă. La fel austriecii, la fel cehii, la fel slovacii, toți vecinii voștri. Plânge mama lor de fric, cum să nu dai, băi, ciucă și la alții. Păi ai putea, băi, ciucă, să trăiești, bă, să treci peste iarnă, să ai 22 de grade în casă și să vezi că eu, cu Hans și cu Fritz, avem doar 15. Ai putea, bă, ciucă? Ia mai gândește-te un pic. Dar gândește-te bine, că dacă nu te gândești bine, s-ar putea să constatăm că ai și tu niște pete, că ai făcut și tu niște prostioare la viața ta. Și o să vedeți, dragii mei, cum o să avem noi, românii, mari pauze în alimentarea de curent electric la iarnă și de căldură la cei ce depindeți de gaz. O să vedeți ce probleme mari o să fie la iarnă și cum o să vedeți că promisiunile lui Ciucă au fost de-a îmbăulea, ca să nu zic altfel. Așa că nu vă bazați pe ce vă promite Ciucă sau pe ce vă promite alt politician român. Pentru că ați trăit prea multe promisiuni în ultimii 30 de ani ca să nu știți ce înseamnă promisiunile politicienilor români. Laurica vă spune, ca să știți, că Laurica v-a fost baci. De 12 ani vă este baci și vă va mai fi încă mulți ani baci. Și de câte ori l-ați ascultat, v-a fost bine. Și când v-a spus la Urică să băgați banii în franc elvețien, și când v-a spus la Urică acum un an, doi, să băgați în aur, și când v-a spus la Urică să nu băgați banii acum un an în bitcoin, că o să fie țeapă, că este o țeapă imensă. Și v-am spus, vă rog, m-au jurat unii, că nu știu, că-s prost. Ia uitați-vă. De la 50.000 s-a dus la 20.000 și în 3 luni va fi 5.000 un bitcoin. Laurica v-a fost bat și v-a învățat de bine și vă spune și acum. Asigurați-vă, faceți-vă vara sanie. Gândiți-vă de acum la ce faceți pentru la iarnă. Uite, eu mi-am pus fotovoltaice, am încălzirea cu panouri radiante. Bă, și dacă tai ăștia curentul de tot și gazul de tot. Eu, cu 8 ore de soare pe zi și de lumină, nu neapărat de soare, îmi fac panourile radiante în casă, căldură cât să am, o temperatură faină, îmi merg non-stop 8 ore, e suficient ca să am 20-22 de grade toată ziua. Și am curent să meargă cu una alta, un computer, o una alta, cu panourile fotovoltaice. Cine își ia măsuri din timp, cine-i vigilent, cine-l ascultă pe Laurica, o să supraviețească. Cine mă ascultă, vă garantez. Veți fi printre cei ce vor supraviețui și vor rămâne în ultimul miliard pe această planetă. Cei ce m-ați ascultat și v-ați uitat la emisiunile mele și ați ascultat acum 2 ani, 3 ani, când vă spuneam, nu vă... De cum a apărut... V-am spus. Planul este să vă de apă, să nu vă. Cine m-a ascultat, acum n-are efecte secundare. Cu toți prietenii cu care vorbesc și s-au
toți au probleme uriașe. Ori nu mai respiră bine, ori tușesc într-una. De ce? Păi uitați-vă ce spun specialiștii, medicii. Uitați-vă! Proteina asta acționează acum ca un... Și practic tu ești bolnav permanent de... Dacă te... Numai cu o formă ușoară. Păi da, dar faci miocardită, faci AVC, nu poți să respiri bine, tușești într-una. Astea sunt probleme. Cine m-a ascultat, n-are probleme. De atunci v-am spus de... Cei ce mă ascultați, rămâneți în ultimul miliard. Sigur că, dar nu știu dacă e un avantaj asta. E doar o chestie de orgoliu. Bă, eu n-am fost prost să mă rărească roțildenii cum vor ei. Uite că eu am supraviețuit. Dar nu știu ce viață o să avem aia care o să supraviețuim la vremurile care vin. Nu știu zău. Bă, dar măcar știm că suntem învingători. Da, dragii mei, singura șansă pe care o mai avem noi, europenii, pentru că am fost hrăziți, planificat să fim exterminați, să fim distruși, și economic, și social, și invadați de africani, pentru că vă dați seama la ce, la ce sărăcie, la ce foame devine acum. Păi de unde o să fugă toți africanii? Că în America nu se pot duce. Dar în Europa poate să vină. Vaporașele lui George Soros își fac într-una curse între Africa și Italia și Sicilia. La ce vremuri vin, dragii mei? Dacă nu se revoltă, dacă nu se ridică popoarele europene, cum s-au ridicat olandezii, dacă nu se ridică toate popoarele, să ne eliberăm de satanele ăstea care ne conduc și să punem în fruntea Europei și a fiecărei țări oameni inteligenți, manageri de calitate, patrioți care să vrea binele Europei și a fiecărei țări din Europa, nu vom reuși să supraviețuim și Europa se va transforma în iad. Va fi iadul, va fi anarhie, va fi haos, va fi violență, vor fi distrugeri, vor fi crime, vor fi jafuri, nu va mai exista nimic, nici ordine, nici disciplină, nici reguli, nici nimic. O să vedeți că omul este cel mai periculos animal de pe această planetă atunci când este înfometat. O să ajungeți la vorbele lui Raul. Dacă luăm măsuri acum în ceasul al 12-lea, încă mai putem să ne rupem de rocidieni, încă mai putem să o dăm la pace cu rușii, putem să ne cerem iertare, noi Europa, Rusiei, pentru tot ceea ce am făcut sub imperiu acesta satanist rocidian și poate mai reușim să evităm catastrofa. Dar trebuie neapărat alungate satanele în frunte cu George Soros din Europa, în primul rând. Trebuie să ne rupem de acești, de Klaus Schwab, de acești satane care vor, cu bună intenție, cu rea intențiile. Intenționat, nimic nu e întâmplător. Europa n-a ajuns aici pentru că a avut ghinion. Nu, a fost împins aici. Așa că, dragii mei, eu încerc să vă trezesc. Va veni o perioadă grea de tot. Noi în România avem o șansă extraordinară. Avem șansa că s-a ridicat din rândurile noastre o persoană care are curajul, puterea și carisma de a putea să se pună în fruntea acestui popor. Noi avem acest noroc uriaș. Parcă Dumnezeu are grijă de noi și a zis, bă, trebuie să le dau acum la români ca să poată să supraviețuiască din nou, că ăștia de 2000 de ani se tot chinuie să supraviețuiască și ori de câte ori au ajuns la limită, le-a mai întins o mână ca să-i salveze. E, acum din nou ne-a întins o mână și ne-a trimis-o pe fata asta, pe Diana Șoșoacă. Băi, fraților, trebuie să vă strângeți în jurul acestei fete, trebuie ajutată și în ciuda roșilinilor care vor să ne pună ori pe Joana, pe prostănacul Joana, ori pe codruța cea
slujitoare, trebuie să o punem pe Diana președinte. Este singura șansă pentru noi, pentru poporul român, să supraviețuim la ceea ce va veni. Dacă nu, vom deveni un teritoriu. Sub slujirea lui Codruța, ori sub patronajul prostănacului Joană, vom fi distruși total. Credeți-mă, nu sunt decât alte elemente, alți indivizi, dar identici ca Băsescu, ca Cioloș, ca Ponta, ca Iohannis, ca Ciucă și ălălalt, Câțu, căcatul ăla de Câțu. Același lucru sunt și ăștia. Și Joană și Codruță. Singura noastră șansă este Diana Șoșoacă, credeți-mă. Nu m-am înșelat niciodată în 12 ani, nu mă înșel nici acum. Și n-am niciun interes. Nu sunt membru în partid, nu, i-am spus din start că nu mă interesează absolut nicio funcție. Nu vreau să conduc nimic în viața mea în țara asta. Fraților, nu că mă abțin. Vă jur pe viața mea, dacă vine Diana Șoșoacă ca președinte, zice, primă, uite, 1.000.000 de euro pe lună, salariu, să fii prim-ministru. Vă jur că nu accept, nu mă interesează, nu vreau. Vă zice, păi de ce? Păi, bă, oameni buni, eu sunt prea deștept ca să fac o asemenea prostie. Pentru mine, viața nu este decât o repetare la nesfârșit a istoriei. Păi la poporul ăsta, facerea de bine de mamă, bă, fraților. Păi uitați-vă ce a pățit Ceaușescu, că a făcut un bine fantastic acestui popor. Uitați-vă ce a pățit Antonescu, că a vrut, că a fost un mare patriot. Uitați-vă ce a pățit Zelea Codreanu, că a fost un mare patriot. Uitați-vă ce a pățit Cuza, că a fost un mare patriot. Și așa mai departe. Toți au fost trădați. Brâncoveanu. Toți au fost trădați de români. Toți au murit de mâna românilor. Toți mari patrioți din istoria acestui neam au fost căsăpiți, omorâți cu mâna românilor, direct sau indirect. Păi ce eu stâmpit? Păi ce eu stâmpit să mă pun în fruntea acestei țări, să o salvez? Să-mi sacrific timpul, energia, viața? De ce? Ca să fiu pus la zid într-o bună zi ca Ceaușescu? Bă, fraților, că eu nu sunt așa tâmpit, mă. Mie poți să-mi dai toți banii lumii, că nu vreau să conduc această țară și acest popor. Dar Diana, băi, ea zice că are un destin și că ea... avem un noroc fantastic. Avem un noroc fantastic. Până acum eram foarte dezamăgit până să apară Diana. Eram dezamăgit că nu apare omul ăla, că nu se întâmplă. E, uite că acum s-a întâmplat. Așa că vă spun, e ultima șansă acestui popor. Trageți de mânecă pe toți cunoscuții voștri. Intrați în partid. Nu vă luați după mine, că eu nu mă duc. Că eu sunt tra-la-la. Dar voi nu sunteți. Voi sunteți oameni sănătoși mental. Vă băgați-vă în partid. Dezvoltați filiale. Ajutați-o pe fata asta să câștige alegerile dacă aveți copii și vreți ca copiii voștri să fie români. Dacă nu, copiii voștri o să fie LGBT, o să fie soroșiști, progresiști, o să lupte ca voi, părinții, să vă pierdeți proprietățile, o să lupte să instaureze în România neomarxismul, comunismul, în care să nu aveți nimic și să fiți fericiți pentru că vă dă Klaus Schwab câte o farfurie de ciorbă pe gratis la cantina săracilor în fiecare zi. Că de-aia o să fiți fericiți. O să vedeți că în zilele în care Klaus Schwab o să zică azi nu le dai să mănânci, o să fiți nefericiți. Dar o să fie mai multe zile în care Klaus Schwab o să se scoale bine dispus și o să zică ha bă, dați-le câte o farfurie de ciorbă la cantina săracilor la toți. Că așa le-am promis, că o să fie fericiți. Și o să primiți câte o farfurie de ciorbiță, pa, pa. Deci dacă vreți să nu ajungeți acolo, să fiți fericiți după standardele lui Klaus Schwab și să nu aveți nimic, nici chiloții de pe voi, mobilizați-vă și ajutați-o pe Diana Șoșoacă să ajungă președinte, fraților. E sfatul meu. Da. Dragii mei, astăzi
a avut loc la Teheran și a început o întâlnire foarte, foarte importantă pentru istoria zilelor noastre. Este vorba de întâlnirea dintre președintele Iranului, al Rusiei și al Turciei. De ce este foarte importantă această întâlnire? Pentru că, după cum știți, Iranul, Turcia, Arabia Saudită și Egiptul au făcut cerere de aderare la BRICS. Știți ce înseamnă ca Turcia, o țară NATO, să facă cerere de aderare la BRICS? Păi este de 100 de ori mai grav decât faptul că au cumpărat rachete S-400 de la ruși în loc să cumpere rachete Patriot de jucărie de la americanezi. Păi bă, fraților, asta înseamnă că se trasează noile linii de demarcație între viitorii beligeranți ai celui de-al doilea război mondial, al treilea război mondial, pardon. Iată se împart apele. De o parte, China, Rusia, Iran, Statele Arabe, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Turcia, Pakistan, India, plus aproape toate statele Africii care îi urăsc de moarte pe occidental pentru că i-au adus în sclavie și i-au chinuit sute de ani și i-au jefuit, plus Argentina, plus Mexic, plus alte țări, plus Brazilia, care e în BRICS deja, și Argentina face demersuri să intre în BRICS. Ei, vă dați seama, când peste 70% din planetă în frunte cu Brazilia, cu Rusia și cu China, cu Turcia, Iran, Pakistan, India, vor fi împotriva acestor țări care sunt în stare de faliment, strânse în jurul familiei Rothschild și Rockefeller. Ei, vă dați seama, dragii mei, ce va urma? Realizați că noi, România, suntem pe partea greșită a istoriei. Realizați că din nou suntem cu luzării, cum am fost mereu. Sigur că da, dacă vine Diana, vom întoarce armele, cum am întors și în 44, că noi la asta ne pricepem cel mai bine, noi românii, la asta suntem cei mai pricepuți. L-a întors armele, dar să ne dăm după cum bate vântul. Asta înseamnă un popor de supraviețuitori, bă, fraților. Și noi vom supraviețui. Numai ne trebuie inteligența asta de ultima clipă, de ultimul tren. Da. Întâlnirea asta dintre ruși, iranieni și turci, dragii mei, sperie foarte tare Rothschildinii, mai ales după vizita lui Biden din țările arabe, în care i s-a dat cutifla. Bă, fraților, o jignire mai mare decât a suferit Biden, greu de imaginat. Nu și-au imaginat ei americanoizi că e posibil așa ceva, să-l trimită personal pe Biden să se milogească la Mohammed bin Salman, ăla pe care până acum îl înjura și cerea să fie băgat în pușcărie. Bă, fraților, să te duci și să te umilești la cel pe care până acum l-ai înjurat zi de zi, să te rogi de el, hai te rog, crește producția, că mă nenorocește, dacă nu crești producția de petrol, nu scade prețul la benzină și la motorină și nu mai votează cu democrații, cu comuniștii, nu mai votează americanii și atunci pierdem puterea. E, s-a dus și s-a întors coada între picioare mai mult, la Xi Jinping bin Salman. Când nemernicul de Biden a avut tupeu să spună de față cu bin Salman că l-a ucis pe Khashoggi, pe ziaristul ăla angajat al CIA-ului, pe trădătorul ăla care din cetățean arab a devenit sluga americanoizilor. Și asta bin Salman a dat ordin să fie asasinat. Asta trebuie să fie soarta tuturor trădătorilor, dragii mei. Eu așa cred. Nu mi se pare nimic în neregulă. Mi se pare în neregulă să dai ordin să-l asasinezi pe Soleimani, care este cel mai mare dușman al celor mai mari grupuri teroriste din lume. Dar ca să dai ordin să fie asasinat un trădător, mie mi se pare normal. Și cred că asta trebuie să fie pedeapsa pentru toți trădătorii. Așa cred eu. Bă, frate, și când ai tupeu, să te duci, te rogi de ăsta, de bin Salman, să te ajute, dar tu îi spui că e un ucigaș,
îi spui în față de față cu presa, lui Salman i-a spus doar atât. Bă, mai bine te-ai uitat cât ți-ai omorât tu în Irak și în Afganistan. Eu nu i-am mai zis și de Vietnam, și de Coreea, și de Siria, și de Libia, și de Iugoslavia, și de Yemen și așa mai departe. Nu, i-a zis doar despre Irak și Afganistan. Bă, când exact așa i-a zis bin Salman. Atunci când m-ai acuz pe cineva de crimă, gândește-te întâi câți oameni ați omorât voi în Irak și în Afganistan. Bă, și-a plecat porcul, normal, ușit în cur din Arabia Saudită. Dar nu numai atât. Bin Salman i-a transmis că Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Qatar, toți, sunt de partea BRICS, împotriva Americii. Acum veți spune, bă, care este motivul pentru care arabii au trecut toți de partea asta, de unde era un barca americanoizilor? Păi vă spun care este motivul. Păi bă, fraților, că am văzut nici, absolut nici un comentariu la nicio televiziune, nici un mare analist din ăsta de rahat al de Cristian Diaconescu sau de Pârvulescu sau de ăștia, de Chifu și de Dungaciu, bă, niciunul nu înțelege. Ei știu doar să repete ce primesc hârtiuța să o citească, ce primesc de la Ambasada Statelor Unite. Să vă spun de ce au trecut arabii, cei mai mari producători de petrol, din barca americană în barca chineză și rusă. Păi bă, fraților, păi când tu îți faci un principiu de bază a viitorului societății, fără petrol, fără benzină, fără diesel, când tu declari că vei elimina complet aceste resurse energetice din lumea ta, păi bă, tată, stai bă, că eu sunt cel mai mare producător de petrol din lume. Și tu îmi spui că vei renunța complet la produsele mele. Păi cum să mai stau eu în barcă cu tine? Când tu ai Green Deal, când tu lupți împotriva emanațiilor de carbon, când tu pui taxe pe carbon, când tu mă ameninți că pentru fiecare baril de petrol pe care o să-l mai produc, o să plătesc taxe de carbon, că mă costă mai mult taxele de carbon decât câți bani iau eu pe petrol ăla. Păi stau, cum să mai stau eu în barcă cu tine? Păi mă duc de partea aia, mă duc acolo în țările BRICS, unde continuă să se folosească de petrol, unde n-au tâmpeniile și nebuniile astea cu energia verde, cu mașinile pe curent electric. Bă, ca să vedeți ce nemernic. Deci apare studiu clar făcut de specialiști că pentru a produce o baterie pentru mașina electrică, emisiile de carbon pentru a produce acea baterie și ceea ce înseamnă curentul electric produs pentru acea baterie, ce înseamnă emisiile de carbon ca să produci o fotovoltaică sau o eoliană, sunt mult mai mari emisiile de carbon decât o mașină normală care merge cu benzină. Deci nu este că treci pe mașini electrice și scade emisia de carbon. Dacă în loc de mașină electrică ai rămâne pe aia cu combustibil convențional, emisia de carbon ar fi mai mică decât trecând aia pe curent electric. Deci nu are niciun fundament chestia asta cu trecerea pe mașina electrică. Din punct de vedere al emisiilor de carbon, al poluării, ca să produci bateria, ca să produci eolienele fotovoltaice, ești mai scump din punct de vedere a amprentei de carbon decât cu combustibilii tradiționali. Și atunci, de ce faci chestia asta? Păi de ce? Ca să bagi în criză toată lumea, ca să produci haos, anarhie, nebunie, ca să poți tu după aia să vii să spui trebuie nouă, trebuie resetare mondială, frate. Trebuie resetare și instaurarea noi ordini mondiale. Ăsta este adevărul, dragii mei. Toate astea sunt doar pretexte ticăloase ca să ne aducă acolo unde vor ei. La neomarxismul lor, a la Klaus Schwab. Ăsta este adevărul. Așa că vreau să vă mai dau încă o veste care este secret și de care voi dispuneți. Întâlnirea asta
va rămâne în istorie ca momentul în care Iranul va anunța, pentru că mâine o va face, președintele Iranului, îi va anunța, și deocamdată va rămâne secret, pe Vladimir Putin și pe Erdogan, că Iranul dispune de bomba atomică. E, asta este o noutate pentru ambasada Israelului, puteți să le transmiteți. Începând de mâine, este semi-oficial că Iranul este deținătoarea bombei atomice. Așa că, din vremuri grele, acum poate înțelegeți mai bine de ce Israelul își dorește cu atâta îndârjire să se mute în Crimea, Herson, și de ce s-a ajuns la ruptura dintre Israel și Rusia. Pentru că israelienii au zis, bă, noi vrem Crimea și Herson, să facem noul Israel acolo, că nu se mai poate sta aici cu Iranul care ne trimite bomba atomică când vrea și rade de pe fața pământului tot Israelul. Bun, le zice, păi da, și Israelul trimite bomba atomică. Păi da, dar nu pot, nu are Israelul atâtea bombe atomice ca să distrugă o suprafață așa uriașă cum e Iran. Iranul e o țară imensă. N-ai cum să zici, poți să trimiți o bombă atomică la Teheran, una, tu mai încă, una. Bun, trimiți trei bombe atomice, distrugi trei orașe. Rămâne Iranul cu 30%, cu 50% din populație, dar nu dispare ca stat, ca nație. Dar Iranul trimite o singură bombă nucleară și dispare de pe fața pământului Israelului. Și asta este motivul principal, pentru nu mai vorbesc de cazurile pe care le au cu palestinienii, cu sirieni, e greu să fii tu, Israel, în mijlocul acestei mări de lume arabă. Între turci, egipteni, iranieni, sirieni, iracheni. E greu. Da, vedeți voi. Putin a zis, na, în Crimea nu vă mutați. Crimea e pământ rusesc. Și aici s-a rupt total relația de amor între Israel și Rusia. De aia Israelul sprijină Crimea, de aia ăsta Crimea sprijină Ucraina, pentru că ucrainienii le-a promis, bă, ajutați-ne să câștigăm și vă dăm Crimea, Herson. Ăsta este unul dintre motivele foarte importante pentru care s-a rupt relația de iubire între Putin și Tel Aviv. Așa, ca să mai știți încă una, pentru că la televizor nu o să le auziți pe astea. Și e bine să le știți, să știți adevărul. După aceea, dragii mei, Iranul, Rusia și Turcia trebuie să pună la punct niște probleme. Pentru că ei să se unească toți în BRICS, trebuie întâi lămurite niște probleme. Și problema cea mai mare între aceste trei țări este curul pepelea care se numește poporul curd. De ce? Pentru că în vreme ce iranienii îi sprijină pe curzi și vor să-i protejeze, turcii vor să-i căsăpească, rușii vor ca turcii să nu se bage în Siria și să nu se bage peste curzi. Așa că trebuie remurită această problemă. Și asta se va încerca mâine, să ajungă toți trei la un punct de vedere comun, să facă pace, pentru că războiul în Siria se duce foarte interesant între Iran, Israel, Siria, Turcia și Rusia. În Siria sunt 5 combatanți care în mod foarte ciudat, atenție, americanii cu turcii sunt aliații NATO, dar sunt dușmani în Siria. Iranul cu americanii sunt dușmani de moarte în lumea asta, dar în Siria sunt aliați. Rușii sunt mari prieteni cu turcii în toate cele, dar în Siria sunt dușmani. Deci este noaptea minții. Mă sună Diana în live. Nu, unde e? Că nu văd. Unde e Diana? Da. Scuzați, acum luăm o scurtă pauză tehnică ca să o băgăm pe Diana Șoșoacă în live. Să o sun. Da. Alo? Îți trimiți mâini pe mii de cereși. Păi stai, măi! Dar eu nu pot să citesc mesajele. Da, dar pe meritocrația primul ai trimis înseamnă, nu pe meritocrația România. Nu știu, pe meritocrația apar nu am, pe păi ce vrei să intru? Eu mă uitam pe meritocrația România, așa ți-am scris și mesaj pe WhatsApp. Bine, hai că stai că acum, dă-mi acum pe meritocrația primul, acolo unde ești, dă-mi și acum am găsit ce trebuie să fac. Bine, hai. Se adaugă, se adaugă, clipește și zice că se adaugă. Ha! Reușim! Am reușit! Allah Akbar! Allah Akbar! Am reușit! Da, să-l pahar, noi suntem cu Dumnezeu! Da, la înseamnă tot Dumnezeu!
Exact, dar Habar sunt înseamnă în creștina Dumnezeu e mare. ortodoxă, e Dumnezeu. Glumim, glumim. Eu te așteptam pe meritocrația România, deci toți cei Nu ce știu, sunteți mai pe intru și eu meritocrație. pe unde apuc. Până acum am avut ședință pe partid de 2 ore jumate. Am zis că ține jumătate de oră, dar uite că a ținut 2 ore jumate. A fost super ok. Așa că Da, stai să avem anunț niște pe toți cei oameni de pe faini. meritocrația România, dacă vreți să vedeți live-ul împreună cu Diana Șoșoacă, toți cei de pe meritocrația România, vă rog să intrați pe meritocrația Primo, da? Pe contul celălalt de Facebook. Și continuăm și pe meritocrația România, dar atunci nu o veți vedea pe Diana în direct, ci doar o veți auzi. Bine, Diana, bine ai venit alături de noi. Bine v-am găsit! Eu te-am bârfit un pic până acum. Aoleu! Și da, la greu. Și mă bucur că ai Ce-am intrat. făcut? Ce-am făcut? Păi ce să faci? Încerci să ne salvezi, să ne scoți din mocirla în care am intrat. Și am îndemnat pe oameni să ți se alăture pentru că ești ultima șansă pentru acest popor. Nu, toți suntem Și ultima șansă, nu sunt numai eu, toți! da, i-am rugat pe oameni să ți se alăture Mulțumesc și frumos! i-am anunțat de partidul pe care l-a înființat. Și acum aș vrea să le vorbești tu direct, să le spui ce și cum cu partidul, cum pot să se organizeze, cum pot să se alăture ca să deveniți o forță și să reușim peste 2 ani să salvăm ce mai e de salvat. Te rog. Păi nu neapărat peste 2 ani. Să știi că avem alegeri locale de primar în foarte multe localități din România și va trebui să participăm peste tot. Va trebui să ne unim cu toții. E, bârfim pe Iohannis. Nu bârfim pe niciun Iohannis. Iohannis e inexistent. Nu știu ce ai făcut, Laurențiu, dar rămăsese numai mâna ta să se vadă. Deci, dacă nu începem de acum să lucrăm, nu, și să luăm atitudine, peste 2 ani de zile va fi foarte târziu. Deci, eu țin să spun că am făcut peste 25 de filiale județene. Chiar uitându-mă astăzi că la întâlnirea noastră online am rămas chiar plăcut impresionată de câți președinți de filiale avem. Sunt foarte mulți avocați, foști judecători, foști procurori, care au luptat împotriva sistemului și, evident, la un moment dat ori s-au retras ei, ori au învins într-o bătălie, nu în tot războiul. Și acum ne-am adunat. Sunt foarte mulți luptători civici, enorm de mulți luptători civici. Sunt oameni profesioniști și chiar de-a lungul periplului meu prin partea de vest-sud, vest-nord, am apelat la meritocrații tăi și m-am întâlnit cu câțiva. Și unul dintre ei la Oradea chiar a venit cu un tricou fantastic pe care era în semnul SOS România și scria "Sunt Șoșocar". Și am postat această poză pe contul meu personal. E, nu-ți spun că toată presa a vuit de acest tricou de la Oradea cu "Sunt Șoșocar". Bineînțeles că unii, în preamăreția lor răutăcioasă, au spus că domnul respectiv este analfabet. Nu este analfabet, pentru că a scris cu "î" din "a". Pe vremuri, adevărata limba română era cu "î" din "a". "Sunt Șoșocar", nu "sunt Șoșocar" cum este acum. Și o să vedeți inclusiv la scrierile lui Eminescu cum se scria pe vremuri, dar cum Academia Română a tot venit și revenit și a schimbat tot sistemul, și comunist și necomunist, fără să se uite la bază, am ajuns de numai de dacă vorbești, adopți un limbaj de acum 100 de ani, înseamnă că ești analfabet. Cam asta este nivelul jurnaliștilor din România. Ce o să-i rog pe oameni este să se adune. Efectiv să se adune. Să se adune în grupări. Pentru că partidul ce este de fapt? E un fel de asociație, dar care poate să candideze la alegerile care pot conduce cu micile comunități până la marea comunitate România.
Nici eu nu sunt adepta partidelor, însă Constituția României și legea de acces la aceste alegeri îți impune să fii parte dintr-un partid. SOS România, ca organizare, este o mișcare. A izvorât dintr-o mișcare și merge în continuare într-o mișcare de renaștere a României și trezire a conștiinței naționale. Și să știi că enorm de mulți oameni se trezesc. Nici nu am interesul la acest moment să-i scot pe toți în față. Am văzut că tot felul de personaje, care mai de care mai cunoscute sau mai ascunse, reproșează faptul că aș fi singură, că nu am oameni alături. Deci niciun partid nu scoate la iveală profesioniștii cu care va defila în 2024, dar eu sunt obligată să-i scot la iveală, da? Pentru că, evident, trebuie distruși până în 2024. Sunt căutați oameni care să fie curajoși, onești, cinstiți, profesioniști. Trebuie pus omul potrivit la locul potrivit. Chiar le spuneam astăzi. Acolo, în filialele în care conducerile nu se pricep la a aduna membrii, nu se pricep la organizare, înseamnă că acei oameni nu sunt puși în locul potrivit. Ei pot fi potriviți să stea în spate, să facă comunicate de presă, să scrie, să organizeze la un nivel micro și atunci se schimbă. Deci fiecare om, prin intermediul acestei mișcări SOS România, va putea să se autoevalueze și să se autoîncadreze, da, acolo unde este locul. Pentru că problema cea mai mare în societatea românească este că sunt foarte mulți oameni în locul nepotrivit. Oameni care fac profesii care nu li se potrivesc, că așa i-a zis mama, așa i-a zis tata, așa i-a zis neamul, așa era trendul și așa mai departe și nu pot să obține rezultate, evident. Oameni care se supraevaluează, da? Și pentru că așa au fost învățați că ei sunt cei mai buni și ei nu pot să fie cei mai buni doar într-un domeniu, ci trebuie să fie în toate. Și cu ocazia asta ne mai trezim și realizăm că oamenii au limite. Poți să fii bun într-un anumit domeniu și în altul să fii o epavă. Deci fiecare trebuie să știe la ce e bun, la ce se potrivește. Deja am luat atitudine în foarte multe probleme care au apărut în vară, pentru că guvernul la acest moment, știind că Parlamentul e în vacanță, parlamentarii sunt în vacanță, s-au apucat să dea ordonanțe după ordonanțe. Apropo, eu m-am opus legii de delegare a guvernului de a emite ordonanțe în N domenii, da, care încalcă grav prevederile constituționale. Ca dovadă la acest moment, Guvernul României dă ordonanță după ordonanță, încalcă orice înseamnă Constituție, ne trezim Bașca cu o decizie a Ministrului Afacerilor Externe ca navele ucrainene care transportă grâu, de fapt cine știe ce or transporta acolo, numai grâu nu transportă ele, poate așa la suprafață, că de dedesubt știu ucrainenii ce transportă. Așa, pe canalul Bâstroe, tranzitând Delta Dunării, distrugând tot ceea ce înseamnă biosfera Delta Dunării, luăm atitudine și o să vezi, Laurențiu, o reacție pe care n-ai văzut-o la niciun alt partid și niște demersuri pe care nu le-a făcut nimeni niciodată. Dar le vom începe noi, pentru că începem pe toate planurile. M-am săturat să văd cum țara asta, în primul rând mă întreb, ce Dumnezeu caută ministrul afacerilor externe să ia singur o decizie de transport prin Delta Dunării? Băi, frate, în primul rând e o chestie de siguranță națională. Unde-i CSAT-ul? Oare nu La CSAT-ul Washington, trebuia? la Washington. La Washington. Da, Acolo e jumătate lumii. suntem în Uniunea Statelor Americane sau Uniunea Statelor Europene? Că eu nu mai țin minte în ce Uniune suntem. Noi la București avem doar purtător de cuvânt ai Washingtonului. Nici măcar purtător de cuvânt nu mai avem. Sunt niște slugi care deschid plicul și pe urmă deschid pliscul.
Și ce spun, da, eu mă îndoiesc că sunt în stare să citească corect ceea ce scrie în acele plicuri. Mai mult, chiar voiam să vorbesc cu tine și să audă și oamenii. De unăzi am asistat la cea mai mare inepție pe care am putut să o întâlnesc la nivel de drept. Parchetul general, prin eminența sa cenușie, doamna procuror general Scutea, deschide un caz prin autosesizare pentru crime împotriva umanității ale Rusiei asupra Ucrainei. Sincer, expresia mea normală de om român a fost: bă, ești prost? Deci, sincer, jur, da? Bă, ești prost? De unde ai, doamna Scutea, dumneata, competență în Rusia și în Ucraina? Ucraina nu-i nici măcar stat al Uniunii Europene. Rusia nici atât, nici măcar membre NATO nu sunt. Singurul care putea eventual pentru așa ceva este Tribunalul Internațional Penal de la Haga. Dar o întreb pe doamna Scutea, care a venit după aceea, după ce a mai râs un pic de presă de ea, că aia a guvernului a ridicat-o în slăvi. Ce să ridice în slăvi? Incompetența, incultura juridică? Vine și spune: nu, cu privire la românii din Ucraina, să mor tu! Dar doamna Scutea, când românii din Ucraina au fost terfeliți, înjosiți, bătuți, omorâți, măcelăriți de Zelenski al tău și de toți ucrainenii de la conducere, nu te-ai mai autosesiza, madam Scutea? Madam prin procuror? Oare nu atunci nu trebuia să te autosesizezi? Nu trebuia să te sesizezi pentru crime împotriva umanității, că românii noștri au fost primii trimiși pe front în războiul cu Rusia, iar ucrainenii au fost feriți de a fi prima zonă de luare a avanțelor? Dar oare, doamna Scutea, care este baza legală a dumneavoastră? Vă pasionează românii din Ucraina? Dar românii din România vă pasionează, doamna Scutea, pentru crime împotriva umanității ale guvernului Orban, Câțu și Ciucă? V-ați autosesizat? Nu mai mult! Numai eu v-am depus, cred că, 20 de plângeri penale pentru crime împotriva umanității săvârșite de către guvernele României din 2020 până acum. Nu. No. Dăm din nou cerere, că a ieșit nu știu de ce. Eu n-am făcut nimic, n-am atins nimic. Da, eu aș continua și aș întreba, oare doamna Scutea de ce nu s-a sesizat și pentru bombardamentele din Iugoslavia, în care au murit o sumedenie de etnici români în Voivodina, în Iugoslavia? Oare de ce nu s-a sesizat doamna Scutea și pentru ăștia? De ce nu s-a sesizat pentru crime? Păi da, dar trebuie să... Eu nu te-am scos. Nici n-am atins. Gata. Băgăm la loc pe Diana. Haideți că... Oricât ar vrea să ne închidă gura, noi suntem dați afară pe ușă și intrăm pe geam. Nu i-a convenit sistemului, frate, că mai au de Madame Scutea. Te-am auzit și de Iugoslavia. Apropo, crimele împotriva umanității sunt imprescriptibile. Deci, doamna Scutea, dacă tot se crede competentă pe tot ce înseamnă țările astea din jurul României, da? Sau doamna Scutea ce face? Își pregătește candidatura la prezidențiale și vrea să iasă mai cu moț că se ia de Putin? Doamna Scutea, hai să vă No, spun ceva! Hai să vă lașa un spun ceva! ciolan, lașa Brașa un ciolan. Ungheolan! Doamna Scutea, hai să vă zic ceva! Știți cât îi trebuie lui Putin să vă închidă gura? O secundă! Problema e, știi, ea nu și-a pus problema. Ce face dacă Putin chiar vine la convocare? Și dacă vine și nu mai... Ce face dacă vine și nu mai pleacă? Dar ce face dacă în locul lui îi trimite înapoi în Rusia pe ea și pe familia ei? Să stea acolo un pic, în zona aia a Siberiei, că acolo ci că nu e așa cald. Nu, Ce dar face doamna atunci? Scutea, doamna procuror general poate să se ducă în recunoaștere în Ucraina.
Poate îl salutăm și pe Valer Covaci, îl îmbrățișez cu drag, polițistul nostru, cred că cel mai tare polițist din istoria României este Valer Covaci, omul care nu s-a lăsat îngenunchiat. Îi mulțumesc că este alături de SOS România, este un mare patriot, un mare patriot. Și la Timișoara, să știi, în județul Timiș avem niște echipe fantastice, niște filiale cu niște luptători, cu avocatul Glad Simuț. Fantastici, oameni extraordinari, cu oameni care se luptă cu, s-au luptat cu fostul primar Robu, cu actualul Friț, l-au dat în judecată, plângeri penale. Deci am toți luptătorii împotriva sistemului, au venit în SOS România. Și vă spun, Laurențiu, pe zice, vreau să spun că acum vreau să plec într-un județ în concediu. Nu știu cum au aflat cei de acolo, luptătorii civici, mă sună azi. Am auzit că veniți în concediu. Da, trebuie să ne întâlnim să vă spunem despre crimele politice. Avem filmări. Deci, dacă îți poți închipui, Laurențiu, au fost omorâte familii întregi, cu copii cu tot, pentru interes politic. Toate aceste dovezi sunt depuse la poliție, la parchete. Niciun parchet nu le lucrează. În schimb, doamna Scuda se autosesizează pe crime împotriva umanității ale lui Putin, dar se autosesizează doamna Scutea pe crimele împotriva copiilor români și ale familiilor de români, cărora li se iau copiii în străinătate și nimeni nu face nimic? Oare doamna Scutea nu are alte probleme? Poate să ia de mână cu Chioveși și rezolvă problemele României. Că cred că ne-ar trebui enorm de multe blocuri deconstruite sau blocurile construite să devină închisori pentru ca să poată să fie acolo băgați toți politicienii care de 32 de ani fură și distrug România. Și o întreb pe doamna Scutea, pentru crime împotriva umanității făcute de Ion Iliescu, Petre Roman și toate guvernele alea, și Adrian Năstase și toți ăștia, mai ales cu mineriadele ale lui Iliescu, oare pentru ele nu se autosesizează? Pentru subminarea economiei naționale și distrugerea României nu ar trebui să se sesizeze cu toate guvernele de la Roman, Văcăroiu, Năstase, cine mai era, Tăriceanu, alu Băsescu și așa mai departe. Pă, ăștia nu trebuie, la ăștia nu trebuie să ne autosesizăm? Nu că nu Pentru. primește recompensă. Nu primește recompensă. Nu? Pentru asta nu merită. Nu, nu, Păi, nu. Pentru recompensa? asta e... Da. Dar cum își permite să facă așa ceva? Cum e posibil? Eu m-am întâlnit cu dânsa față în față. Am rămas siderată să văd că nu acceptă să îi se spună că sistemul judiciar este corupt. Și eu repet și de aici. Doamna Scutea, conduceți cel mai criminal sistem judiciar din România. Și pentru că nu vreți și nu vreți să acceptați și să ascultați că aveți numai corupți în subordine, criminali efectiv, asasini economici, pentru asta nu faceți decât să duceți mai departe crimele împotriva poporului român. Sunt crime economice, sunt crime sociale, sunt crime sanitare. Asta fac toate instituțiile statului român la acest Dar tu moment. ce aștepți? Ce aștepți acum? Ca virgulă corb la corb să-i scoată ochii? Da. Da. Pentru că vor Nu. trebui să aleagă. Dacă nu își scoate corb la corb ochii, vorba lui Silviu, cum să le scoatem noi ochii? Să Eu sperăm că cred că mai reușim, că... bine, scoți unii altora ochii. Eu sper ca toți meritocrații să ți se alăture și să facem o echipă puternică care să poată să te propulseze peste 2 ani în fruntea țării Nu e pe vorba alte numai de plan. mine. Ascultă-mă, nu e vorba numai de mine. Meritocrații trebuie să intre în Parlament, în guvern, în toate instituțiile statului, sunt peste 85.000 de funcții Să știi care ce se trebuie întâmplă? ocupate. Diana, ei de 12 ani
toți meritocrații de 12 ani mă bat la cap că de ce nu fac partid, că ei s-ar implica. Nu, acum aștept să se implice, că acum e ca și partidul lor. Nu? Acum implicați-vă meritocrați. Haideți, că mi-au spus mii de oameni că ei nu se bagă în mișcarea meritocrată, că nu fac partid. Nu, băgați-vă acum, dragilor. Haideți. Vreau să le spunem tuturor. Pe care l-ați vrut. Corect. Laurențiu este alături de noi, este cu noi, sprijină acest partid și vreau să vă spun un lucru. Conform legii partidelor politice, nu trebuie să fii membru de partid pentru a susține un partid. Punct. Sunt foarte mulți tehnocrați care nu sunt membri de partid, dar care sunt excelenți profesioniști și pot fi propulsați, de exemplu, în guvern. Punct. Acolo poți. În Parlament trebuie să ai semnat adeziune la partid, la primari și așa mai departe. Și acolo poți să candidezi independent, dar mă îndoiesc că există vreo șansă ca independent, la ce probleme sunt. Deci, noi ne-am unit și să le spunem oamenilor că suntem, facem parte din rețeaua profesioniștilor. De întâmplător sau nu, destinul a făcut să te întâlnești cu cel pe care tu, în ghilimele, îl numești tata, că semănați foarte bine, domnul profesor Florian Colceac, care de zeci de ani a înființat rețeaua profesioniștilor. Eu am intrat în Parlament prin această rețea a profesioniștilor. Și vreau să le mai spun oamenilor ceva, pentru că văd că sunt numai minciuni la adresa mea. Niciodată nu am făcut parte din Partidul Neamul Românesc, al lui Pea și al lui Chelaru. Niciodată! Ei au vrut să fie cei care, partidul în locul lui Aur, care să introducă profesioniști în Parlament. Ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, nu știu, că deodată i-am văzut retrăgându-se și domnul profesor Florian Colceag a ales Aurul. Am rămas siderată să văd că după un an jumate sunt oameni și enorm de mulți oameni, inclusiv filiale Aur, care anunță oamenii că eu sunt membru Aur. Este o minciună. Din 9 februarie 2021, George Simion, să le intre bine în cap tuturor, împreună cu toată conducerea Aur, m-au dat afară din Partidul Aur, pentru că nu le-am făcut jocurile politice cu PSD-ul, cu PNL-ul, cu USR-ul, cu DMR-ul. Mai mult, totul s-a iscat, neînțelegerea, de la interpelarea mea din Parlamentul României, în care am prezentat efectele adverse ale anticorupției. Ceea ce acum apare peste tot și oamenii văd efectele adverse, eu le spun de acum un an jumate și am prezentat în Parlamentul României dovezi științifice ale companiilor farmaceutice și ale EMA, Organizației Europene pentru Medicament, pentru autorizarea medicamentelor. Eu de peste un an jumate nu mai sunt parte din Aur. Toată lumea spune, vai, dar George vorbește frumos de tine. Cum să nu vorbească frumos de mine când numele meu l-a băgat în Parlament? Rețeaua profesioniștilor, da? A băgat în Parlament Aur. Uitați-vă la ei, sunt niște ilustri necunoscuți. În schimb, Florian Colceag, Iulian Horneț, Alex Stănilă, care este președintele Forumului Inventatorilor din România și e rețeaua profesioniștilor și a candidat. Domnul profesor Vinereanu, cel care a demonstrat că limba latină se trage din limba română. Nu sunt în Parlament. De ce? Li s-au luat voturile și au fost date unor persoane nei ca nimeni, niște necunoscuți, ilustri anonimi, în frunte cu Claudiu Târziu, ca să poată să intre în Parlament, pentru că în București Claudiu Târziu și nici George Simion nu au avut 5%. Asta ca să știți. Deci, eu sunt membră SOS România, un partid nou, născut din mișcarea aceasta, care înflorește de 2 ani și jumătate, care se opune cu vehemență sistemului corupt, care se opune tuturor
acestor nemernici trădători de neam și țară care au distrus și o distrug România în continuare, singurii care iau atitudine și doresc unirea tuturor românilor, aducerea românilor din străinătate în România atât cât or putea să se întoarcă, că nu se vor întoarce toți, și ajutarea românilor din străinătate de a se dezvolta respectându-și tradițiile și fiind mândri că sunt români. Dar statul român trebuie să-i ajute. Nu se poate să-i lași, iar tu, Madame Scutea, procuror general al României, să te autosesizezi pe crimele din Ucraina. Care crime? Că scrime din 2014, doamna Scutea. Atunci nu ți-a păsat? Acum? Acum ne pasă? Dar din 2014, dar tot ceea ce se petrece, crimele racheților, inclusiv în România, oare nu trebuia să se autosesizeze parchetul? Avem nenumărate cazuri de crime făcute de racheți ucraineni pe 2000 de euro, atât costă viața unui om. Și a fost un caz, cred că la Brașov, pentru 500 de euro un om a fost omorât. Niciodată acei racheți nu au fost prinși. Sunt cazuri cu autor necunoscut. Clasate! Unde erați, doamna Scutea? Unde era doamna Chioveși? Unde era toată șleacta asta de la putere care spune că vai câtă ordine? Nu e nicio ordine, este dezordine. Este instaurarea dezordinii mondiale. Noua ordine mondială este noua dezordine mondială, nou haos. Totul s-a întors cu fundul în sus. Normalitatea nu mai este cea pe care noi o știm de mii de ani. Normalitatea acum este invers. E Adam cu Adam, Eva cu Eva, e pedofilie, e ce vrei și ce nu vrei. Asta înseamnă noua dezordine mondială. Curcubeu furat, păi curcubeu este simbolul lui Dumnezeu de care sunt atrași toți copiii. Cum e posibil la manifestații de acest gen să vezi copii de 12 ani care se sărută și își pun limba în gura altuia? La 12 ani, unde sunt părinții acestor copii? Cum e posibil să degenerăm în halul ăsta? Fiecare să țină sexul în dormitor. Nu mă interesează ce faci acolo. Treaba ta. Dar nu-mi distruge psihicul copilului. Nu-mi distruge inocența copilului. Nu mă interesează planul OMS-ului care spune că de la 0 la 4 ani trebuie să institui regula cunoașterii masturbației. Știi cum am oprit proiectul ăla în Parlament? A fost primul proiect oprit de Diana Șoșoacă. Unicul senator care s-a opus acelui proiect. M-am dus cu cartea scoasă de OMS. Nu că-i carte, sunt regulile impuse de OMS la nivelul Uniunii Europene pentru educația sexuală. O să ți-o dau, Laurențiu, să o vezi, îți faci cruce. Era unul de la USR care de-abia îi născuse nevasta. Și avea copilul vreo lună și i-a spus, conform regulilor din acest tratat OMS, impus Uniunii Europene, dumneata în acest moment împreună cu soția trebuie să vă masturbați cu copilul. Te invit să o faci, că tot susții această nenorocită de lege. Datorită mie, datorită intervenției mele și acelei cărți, da? Pentru că eu avusesem emisiuni la Nașu TV cu Gabriela Calițescu și cu... Cum îl cheamă pe psiholog? Telegan. Așa. Și făcuseră rost de aceste reguli. Noi toată vara am avut aceste emisiuni. Și când m-am dus cu regulile după mine, cu cartea respectivă, scoasă la imprimantă. Și a venit la mine și în momentul ăla PSD-ul a sărit în sus, PNL-ul la fel, și dar n-am știut de așa ceva. Păi voi știți ce votați, mă? Voi aveți habar de ce votați vreodată? Ați deschis vreodată vreo carte, vreo lege să vedeți ce scrie în ea? Și a venit Titus Corlățean la mine și mi-a spus, doamna Șoșoacă, îmi puteți da, vă rog, acest material să-l prezint în comisii? Și am spus, domnule Corlățean, vi-l dau cu cea mai mare plăcere, eu îl am în format PDF. Să vă răbdeți. S-a mai întrerupt că mă sună pe mine. Să vă chinuiți prin comisii,
să puteți să-i convingeți, pentru că acolo sunt negocieri între partide. Și zice, Doamnă, nici mă nu voi accepta în veci așa ceva. Și a făcut Titus Corlățean să se schimbe din legea educației sexuale în legea sanitară, de educație sanitară, numai cu acordul părinților. Am și spus, puteți voi să aveți câte legi din lume vreți. Legea 272/2004 cu privire la drepturile, promovarea drepturilor și interesului copilului, spune foarte clar că până la majorat nimic nu poate să se facă fără acordul părinților. Inclusiv după 14 ani îți trebuie acordul copilului și acordul părinților. Iar dacă cei doi, cele două acorduri nu converg, atunci te duci frumos în instanță, te judeci cu mami și cu tati și vezi dacă instanța îți dă ok-ul sau nu. Deci, s-a putut. Și să ne aducem aminte de pașaportul verde, Laurențiu. Au fost 3 luni de zile în care eu, un unic om, unicul senator, care a stat și a discutat și l-am convins pe profesorul străinul Cercel să accepte faptul că n-are nicio legătură cu sănătatea. Domn profesor Cercel i-a convins pe PSD-iști, a luat de 2 ori atitudine. Și pentru că PSD-ul a votat împotrivă, mai trebuiau niște voturi de la PNL și am știut să negociez cu niște persoane din PNL și de fapt n-a fost nicio negociere. A fost o convingere pentru că și ei aveau copii și unii dintre ei nu erau. Și le-am arătat niște exemple din străinătate ce se întâmplă cu anumite persoane care nu sunt și nu au pașaportul verde. Le-am arătat filmări. Și aia i-a convins. Unii s-au abținut, alții n-au fost la vot deloc și a căzut legea, le mai trebuiau 2 voturi ca să treacă, că e lege organică. Și a căzut. Deci dacă un singur om, deci Laurențiu, dacă un singur om... Trebuie să-ți mulțumim ție pentru victoria și că am scăpat de ticăloșia aia. Așa e. Deci dacă un singur om a ținut piept tăvălugului ăstuia, voi vă dați seama ce înseamnă 10? Ce înseamnă 100? Ce înseamnă câteva mii? Voi vă dați seama cu profesioniștii, Laurențiu, pe care noi îi avem și ai văzut la lansarea partidului SOS România, o parte dintre ei. Ai văzut ce profesori eminenți avem. Oameni destoinici, ai cunoscut acolo o parte dintre ei. Păi dacă ai măcar 2 mâini de astfel de profesioniști pe care îi pui în guvernul României, realizezi cum se dezvoltă țara asta? Cum spui stop sclaviei? Cum spui stop pe aici, nu se trece, noi suntem stat independent, unitar, indivizibil și mai ales suveran? Eu îmi vreau suveranitatea și independența României. Pot să colaborez cu oricine. Colaborez și mai ales cu vecinii. Este cea mai mare prostie pe care am făcut-o, rupând orice relații economice cu Rusia și cu China. Sunt unicul parlamentar român care a avut o interpelare pe această problemă, că restul tot tremură de nu mai pot. Bă, dacă spui Rusia sau China, ești comunist, ești rusofil, ești idiot, ești nu știu ce ești. Nu, fraților. Un om normal la cap, un om politic normal la cap, un om care vrea să facă ceva din România, trebuie să știe că în primul rând ești în relații de bună vecinătate cu toți vecinii. Iar geografia... În primul rând de interesul nostru pe termen lung, Diana. Dar noi, dar Rusia, atenție, Rusia nu-și va schimba niciodată locația. Ăia vor rămâne acolo. Noi aici, numai că noi am trăit pe pielea noastră de-a lungul istoriei cu toate tratatele în care ne-au ciuntit de n-au mai putut, nu ne-am mișcat de aici, dar ne-au luat din teritoriu și ne-au modificat granițele până am ajuns la această Românie mică. Pentru că adevărata Românie este imensă. E una dintre cele mai mari țări din Europa.
Avem teritorii la toți vecinii noștri, la absolut toți. Ăsta e adevărul. Iar ce se întâmplă acum cu canalul Bâstroe, nu știu dacă știi, dar legislația internațională, fluvială, maritimă, menționează că dacă un an de zile permiți tranzitarea de către nave ale unui stat prin apele tale teritoriale fără oprire, deși ele nu au niciun drept pe acolo, tu ai modifica granițele și respectivul și se mută granițele, respectivul traseu devine al lor. Un an de zile. Deci ce fac eu acum? Distrug delta Dunării și o dau ucrainenilor? După ce că mi se distruge brațul chilia? Ce fac eu aici? Cum e posibil? Și de când un ministru are dreptul să decidă cu privire la aceste aspecte? Când e vorba de un guvern, de CSAT, de președinție, mai mult se încalcă cel puțin 10 tratate internaționale cu privire la mediu. Deci, o să plătească pe toți. Vor plăti, dar trebuie să ne adunăm noi. Asta în fotoliu, asta pe o canapea, privind și hănțănind toți, că nu place ăla, că nu place ăla, că n-ai făcut bine, că vorbești prea tare, că vorbești prea nu știu ce, că ai zis nu știu ce în jurătură, că nu știu ce ai comentat. Băi frate, ridică-te și fă tu mai bine ca mine. Și atunci o să ai și pune-te tu în situația în care sunt eu și apoi să ai tupeul și calitatea de a mă critica pe mine. Până nu ești în situația mea, până când tu ăla de comentezi și mă înjuri tot timpul, nu faci nimic altceva pentru țara asta decât să comentezi, să înjuri și să manipulezi lumea, tu n-ai niciun drept să critici. Atenție! Da. S-a întâmplat ceva? Da, citeam de la cineva, nu știu cine, că nu e membru un partid, ci că e luptător civic, dar respectivul este membru într-un alt partid. Așa că să-și vadă de treabă. Da. Este liber. Dacă dorește, poate să plece din partidul lui, să vină în SOS România să se alăture luptei. Cei mai mulți activiști civici sunt la noi. Deci cei mai mulți. O să-i vedeți. Dar doar eu știu eu cu cine. Cred că mai mult de jumătate din filialele AUR vor trece de partea ta. Sunt deja trecute. Marea majoritate și-au dat seama că AUR este o opoziție controlată, este un partid naționalist creat de sistem, de serviciile secrete, ca să fie controlat și să fie sub o observație strictă, să nu calce. Strâmb, ai văzut că deja și-a dat și arama pe față prietenul nostru George Simion, el vrea să bage PMP în Parlament, să cedeze parlamentar de la AUR la PMP, el vrea să... am înțeles că e adevărat că proiect de lege în Parlament că să dea cetățenia română la 800.000 de israelieni, e adevărat da, chestia? Da, da, mi-a zis și mie, da, ca nu să scape de acuzația de antisemitism. Cum și ca să scape el de o bla bla bla, dai cetățenie română la 800.000 de israelieni? Mie mi se pare de noaptea minții. Își mai zice și patriot și naționalist. Nu, cum de nu-i rușine? Cum de nu-i rușine să vină să spună că el e pro-ucrainean, Ucraina care și cei mai mari dușmani ai noștri? Eu nu pot să înțeleg cum are tupeul ăsta să vină să se mai dea și patriot. E evident că el este pus acolo ca să facă jocurile și să ocupe această nișă a naționalismului, dar să fie controlat și să fie totul sub observația marilor păpușari. Eu n-am nicio îndoială că... Știi că Băsescu a și spus acum vreo 10 ani, chiar am comentat într-o emisiune de-a mea atunci, că noi trebuie să creăm și un partid naționalist, o opoziție controlată, naționalistă, că mai bine să fie sub aripa noastră decât să fie liber și să facă ei prostiile lor și să zică ei ce vor. Mai bine să o creăm noi și să o avem sub mână și sub control. Și uite că a creat-o Băsescu exact așa cum ne anunța acum vreo 10 ani, a reușit să o creeze
Și a reușit să păcălească până acum, maestru George, dar mai sunt încă naivi care cred în el. Asta mă miră. Sunt atenție! Care... peste 50%, cred că 60% din filialele AUR au trecut la SOS România. De ce? Nu numai pentru că și-au dat seama ce înseamnă AUR. Păcat, sincer îți spun. Am crezut că poate fi o speranță. Din păcate, ne-a dezamăgit. Dar toți acești oameni care au venit la SOS România au intrat în AUR datorită intrării mele în AUR. Sunt oamenii mei. Sunt oamenii cu care am făcut mișcări de stradă. Sunt oamenii cu care am semnat petiții, notificări, plângeri penale, acțiune în instanță. Sunt oameni extraordinari. Dar e bine că venind aici la tine, chiar am văzut pe cineva care se dădea un mare naționalist și care de fapt acum am văzut că e de fapt e de la Timișoara, că de fapt e numai gargară și face parte din sistem și că manipulează opinia publică, arogându-și organizarea tuturor acțiunilor. Băiete, ai venit atât de târziu după ce noi deja învinsesem. Așa că e bine că, uite, își dau arama pe față, inclusiv în live-ul tău, și scriu tot felul de lucruri care îi fac să-și dea arama pe față. Deci, de la AUR, într-adevăr, peste 60% au venit pentru că ei au urmat un nume, un brand. Da? Sunt oameni care au crezut în această luptă. Suntem mult mai mulți. Suntem câtă frunză și iarbă. Și nu contest că nu vom avea probleme, nu contest că nu vom avea intruși, infiltrați. Ideea este să îi depistăm și oricum statutul partidului e făcut în așa fel încât pot fi dați afară în orice moment. Și se pot reconstrui filialele de la zero. Așa e făcut statutul. Într-un mod special. Păi n-am îndoiel că tu o să ții sub o mână foarte toată organizația și că nu o să facă nimeni, nu o să iasă din front. Și cred că și trădările vor fi mult mai puține, pentru că vor fi oameni mult mai de caracter în partidul ăsta al tău decât în celelalte partide. Pentru că sunt toți oameni care au alte principii de viață, care au așteptat ani de zile să apară un astfel de partid și care până acum nu s-au implicat pentru că nu s-au regăsit în partidele care au evoluat până acum pe scena politică românească. Acum foarte mulți, efectiv, și din discuțiile mele cu oamenii, foarte mulți s-au răcorit și au zis, în sfârșit, bă, frate, a apărut partidul ăla în care eu trebuie să activez și să mă implic. Și mie îmi dă mare optimism chestia asta. Și eu am un optimism extraordinar, însă le-am spus tuturor să nu se culce pe ureche, pentru că a fi în acest partid înseamnă muncă. Muncă foarte multă. Înseamnă să ai curaj, înseamnă să te implici efectiv total. Pentru că este totul sau nimic, Laurențiu, și ei oricum... Îmi este foarte clar că vor să ne elimine. Vom ajunge, deci mă uitam, nu știu dacă ai văzut filmul ăla cu vacile care au un sistem, o supapă pe care e făcută în stomac și le bagă în stomac direct mâncarea și formă le scot alea și le lasă să se erisească, alea nu mai mănâncă, nu mai excretă nimica. Deci nu ți se pare că este un experiment care se va aplica ulterior și oamenilor? Păi asta se întâmplă, suntem efectiv coboii lor, al rotșildienilor ăștia nemernici și banghii, tâmpiți la cap, care au bani, care sunt niște defecte genetice, niște erori ale naturii, dar care au o putere extraordinară și care se joacă, ei se distrează cu noi, să știm. Și cu resetările astea și cu principiile astea ale noii societăți, de fapt ei vor să distrugă o civilizație și să construiască una nouă,
Știi de ce? Pentru că pot și se distrează. Asta este adevărul. Pentru că, știi, foarte mulți m-au criticat că în ultima mea carte, în Meritocrația și Meritocratismul, spuneam că esențial pentru salvarea actualei civilizații este impozitarea cu 100% a tot ceea ce depășește avere de peste 100 de milioane de euro sau de dolari. De ce? Pentru ca niciun om pe planeta asta să nu mai poată avea atâta putere încât să poată decide destinele altor oameni și să poată să dicteze regulile civilizației. Și mulți au zis că, stai bă, comunistule, cum să limitezi averea? Păi dacă nu o limitezi, se ajunge la excese de genul acesta. Și capitalismul, prin forma lui, prin principiile lui, prin existența lui, capitalismul înseamnă întotdeauna coagularea marilor averi și polarizarea între săraci și bogați. Mereu capitalismul va face, evoluția lui naturală este ca marile averi să crească și numărul săracilor de asemenea să crească. Și se ajunge în cele din urmă la ceea ce am ajuns astăzi. O situație în care câteva familii dețin resurse atât de mari încât decid președinți, decid guverne, decid legi, decid tot ceea ce se întâmplă în societate, decid viețile noastre. Ceea ce nu este normal. Pentru că acești oameni, în primul rând, mulți dintre ei nu sunt sănătoși mental. Și uite, ajungem în situația asta în care o civilizație întreagă depinde de o singură măsură, de o singură regulă esențială care ar trebui să fie de bază pe toată planeta. Bă, tată, trebuie să pui o limită a marii a lor averi. Nu trebuie să-i lași să aibă atât de mare putere încât să poată ce fac ei astăzi. Mai ții minte pe vremea lui Ceașcă legea ilicitului? A, legea ilicitului, legea ilicitului. Problema este că, bă, frate, aia nu te lăsa să ajungi la averi din astea. Da. Bine, eu nu sunt nici de extrema cealaltă a comunismului, a socialismului lui Ceaușescu. Cred că în viață, în general, adevărul e la mijloc, e nevoie de echilibru. Nici acolo, nici în extrema lui societății lui Ceaușescu nu trebuie să ne întoarcem, dar nici în ceea ce am ajuns acum. O, găsești o cale de mijloc. Nu se există poate. Există un naționalism, există un capitalism blând, așa zisul capitalism keynesian, un capitalism în care se poate îmbina proprietatea de stat cu proprietatea privată. Proprietatea de stat trebuie să fie neapărat asupra industriei grele, asupra industriei energetice, industriei chimice, acolo unde... Bogățiilor, atenție, resurselor. Atenție, dar acest lucru este specificat în articolul 136 din Constituția României. Numai că această Constituție, deci este, uite-te la toate interpelările mele că non-stop le spun de articolul 136 din Constituția României. Pe baza acestui articol 136, raportat la anumite infracțiuni economice și de trădare din codul penal, se pot face nenumărate dosare penale și recupera avutul românesc. Să știi că sunt unicul parlamentar care a avut curajul să solicite o inițiativă legislativă. Pentru cine nu știe, Petromul nu a fost vândut în baza unui contract semnat de către Adrian Năstase. Este unica găselniță din lume, o inepție juridică inacceptabilă, inadmisibilă, lovită de nulitate absolută. Contractul cu OMV Petrom este semnat, nici măcar semnat, parafat printr-o lege. Parlamentul României a votat încălcarea Constituției și vânzarea tuturor bogățiilor de petrol și gaz ale României către OMV. Printr-o lege. Legea 555/2004. Domnul Năstase deștept a fost domnul Năstase. Nu și-a pus el acolo semnătura, da? Puteți să intrați pe fișa mea de senator și să vedeți răspunsurile la interpelări. Acum trebuie să fac plângeri penale, să vedem dacă doamna Scutea se va mișca în urma sesizării unui senator al României cu privire la
în alta trădare, subminare economică și așa mai departe. Atenție, subminarea economiei naționale a fost îndepărtată din codul penal, dar am găsit un articol în care apare expresia subminare economică. Hopa! Deci mă pot lega de el. Da? Bun. Deci, ce îmi spune mie CESU, Consiliul Economic și Social, la abrogarea legii 555/2004? Păi nu putem accepta așa ceva, că este o naționalizare mascată. Deci faptul că eu solicit abrogarea unei legi neconstituționale, ilegale, lovită de nulitate absolută, pentru ei este naționalizare. Și am întrebat, și ce ar fi rău să naționalizăm ceea ce Constituția spune că aparține națiunii, resursele? Voi ați dat până și petrolul și gazele din Marea Neagră. Da? Deci, e normal să naționalizeze aceste resurse. Aceste resurse nu trebuie să plece niciodată din patrimoniul statului român, din patrimoniul poporului român, pentru că atentez la siguranța națională și economică a statului român. Tu nu poți să dai, poți să concesionezi, într-adevăr, asta îți permite Constituția României, dar atenție, nu pe redevență de 4%. Există state care au redevență 80%. Uite legea offshore. Păi legea offshore a făcut ca statul român să renunțe la orice, nici măcar drept de preemțiune nu avem. Nouă ni se vinde prin intermediul altora la preț de piață, nu la preț preferențial. Ceea ce se extrage din bogăția națiunii române. Atenție! Ceea ce se întâmplă acum este un act de înaltă trădare. O trădare ca acum nu a existat niciodată. Suntem într-o situație mai gravă ca în 1877, ca în 1916 și România nu înțelege lucrul ăsta. Trebuie să se trezească cât mai mulți oameni. Nu eu să vorbesc aici de mișcare, de renaștere, să se apuce unul care se consideră lezat, că vezi, Doamne, el nu-i băgat în seamă că el e activist civic de la Timișoara și l-a organizat tot și nu e băgat el în seamă. Bă, mă lași cu prostiile astea, pune mâna și fă ceva pentru țara asta, că de gargară suntem sătui. Mai lasă cu instigările și manipulările, că suntem sătui de voi oamenii serviciilor. Vă știm pe toți. Vă știți și conturile în care vă primiți banii. Mai încetați odată cu mizeriile astea și cu toate instigările. Vrei să faci ceva constructiv pentru România? Alătură-te mișcării SOS România. Așa cum s-au alăturat și se alătură în continuu atâția oameni. Oameni extraordinari. Oameni de la 18 ani până la 104 ani sau 106 ani are cel mai bătrân, cel mai în vârstă membru al SOS România. Diana, știi ce nu înțeleg eu? De ce se face atâta cască? Vai de mine, cum să naționalizezi în România OMV-ul? Sau cum să naționalizezi distribuția de gaz sau curent în România? Că nu se poate, că suntem în Europa. Dar este... Stai puțin! Franța a naționalizat mai mare companie de energie, EDF, acum o lună, nici o lună. Germania deci, Germania la fel. De ce francezii pot să naționalizeze companiile cele mai mari din energie de la ei și noi nu? Eu nu înțeleg asta. Ăia nu sunt tot europeni, ăia nu au tot lege europeană. Eu nu prea înțeleg chestia asta. Hai să spun ceva. Nici nu-mi trebuie lege. Am Constituția României, articolul 136, care spune foarte clar că ele nu pot rămâne decât în patrimoniul statului român. Trebuie doar schimbate condițiile. Da, vrei tu să le administrezi, să scoți de acolo? Ok. Îmi dai 80%, iar prețul, pentru că e al meu, mai întâi dai României și pe urmă te duci și dai străinilor. Că important sunt românii, nu străinii. Vrei bine, nu vrei? Augurii. Asta ar trebui să fie atitudinea celor de la guvernare, celor din Parlament. Asta este adevărul. Și încetați cu divizarea. Încetați cu arogarea de merite unice. Vreți să faceți ceva? Uniți-vă! Că nu faceți altceva decât să cădeți în derizoriu atacând oamenii care luptă pentru România.
Veți să demonstrați ceva? Înscrieți-vă în SOS România și de acolo împreună putem fi o forță. Dacă nu, rămâi gargaragiu și stai sus pe lângă statuie și urlă cât vrei tu la statuia aia, că o să te audă și Fritz și Robu când s-or trezi ei dimineață. Deci, da. În Germania este un plan de naționalizare, plan făcut de naționalizarea tuturor companiilor din energie. Deci nu că una sau alta, tot să se naționalizeze. În Franța, cea mai mare companie energetică, EDF, deja e în curs de naționalizare. Deci este în fază de... De ce, frate, la noi în România nu se poate așa ceva? Pentru deci că ei au voie, ei au voie energie pe bază de cărbune, noi nu avem voie. De ce la ăia, ăia nu sunt tot în Uniunea Europeană? Căci că la noi nu se poate, că suntem membri în Uniunea Europeană și nu se poate. Ăia sunt o forță, ăia sunt o forță. Doi la mână. Acolo sunt respectate totuși niște legi. Acolo există totuși un soi de naționalism. Liberté, égalité, fraternité, care a cam dus în... n-a fost ceea ce s-a aștepta lumea. Dar totuși există un soi de naționalism care nu le permite să distrugă Franța cu totul și mai există oameni la guvernare care mai au un dram de minte. În Germania niciodată ei nu și-au închis minele. Adu-ți aminte anul trecut când m-am dus la Virgil Popescu și am spus să nu închidă minele de cărbuni, să salveze mintea, pentru că vor veni vremuri în care vom avea nevoie de ele. Mi-a râs în nas că el închide mintea și face acolo parc fotovoltaic și îi pune el pe mineri să lucreze la o fabrică de fotovoltaice. Păi din toate rapoartele la nivel mondial, această energie captată de la soare prin aceste fotovoltaice nu pot să înlocuiască energia aceasta conservatoare. Pot eventual să fie un adjuvant, dar nu pot depăși 20%. Deci principala energie ți-o iei de la această energie conservatoare clasică. Și atunci am spus, dar nu le închideți. Evident că m-am dus și cu domnul Iulian Horneț, cu invenția lui, dar nu e singurul. Sunt o groază de inventatori români care efectiv își vând... sunt forțați să-și vândă invențiile către străini. Pe lângă Germania, Ungaria și Polonia, tot împinse de la spate de Timmermans și de Green Deal, au refuzat să pună în aplicare Green Deal-ul, negociindu-și o amânare până în 2048. Evident că nici Polonia și nici Ungaria nu vor niciodată nu-și vor închide minele. Ei au mai prelungit un pic. Și Uniunea Europeană știe că dacă Ungaria și Polonia se enervează, ies din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană din momentul ăla începe să scârție rău. Mai mult, Ungaria, Polonia, Cehia, s-a format un pol al fostelor țări comuniste. Din păcate, noi suntem o enclavă aici, noi nu participăm la nimic. Astfel încât să existe o contrapondere la acest capitalism sălbatic. Ce se întâmplă acum? Vine nebunia cu energia, pseudo-războiul ăsta, și îl auzim pe Timmermans că domne, nu se mai pune problema Green Deal-ului. Că Green Deal-ul a căzut deocamdată, îl suspendăm. Așa că revenim la energia conservatoare la cărbune. Păi nu zisești, mă, tu, mătăluță Timmermans, că nu se poate? Că dacă mai stăm cu cărbune, moare planeta? Acum nu mai moare planeta? Păi nu moare planeta. Că inclusiv prostia asta cu clima e o abureală de nedescris. Temperaturile de acum nu sunt nici pe departe cele mai mari, dar, pentru că așa plătește oculta mondială, sunt menționate ca fiind cele mai mari din istorie sau din ultima sută de ani. Păi să ne aducem aminte, în urmă cu câțiva ani, când am avut 46 de grade. Păi atunci n-am mai murit. Nici apa nu era raționalizată. Acum raționalizăm apa. Din ce în ce mai multe orașe nu au apă. Și spun că am pățit-o la Oradea, unde am închiriat un apartament în sistem de ăsta B&B și zic, Doamne, în sfârșit am unde să-mi spăl rufele.
Ce să vezi? Debitul la apă era atât de scăzut, încât după ce s-a terminat programul la mașină, rufele mele erau așa. Partea stângă uscată, partea dreaptă udă. Dacă îți poți închipui așa ceva. Da? Bun. Secolul 21. Da, secolul 21. Bun. Așa că ne întoarcem către România. Cade grindilul și trebuie să revii la cărbune. De unde să-ți iei cărbune? Pentru că toate minele au fost închise. Ai vrea să redeschizi minele? Păi nu poți. Știi de ce? Pentru că distrugerea a fost masivă și irreversibilă. Ca să închizi minele, trebuie să trântești acolo în puțurile acelea prin care se face intrarea în mină, de niște pietroaie imense care nu mai pot fi scoase vreodată. Cele mai multe mine așa sunt. Deci le-au făcut inutilizabile mai mult ca să poți să mai ai curajul să mai trimiți o echipă de minori în subteran, tu trebuie să ai echipe de mentenanță care în timpul acesta de un an, doi, trei în care tu ai lăsat mina în nelucrare, trebuie să ducă, să verifice, să construiască iar acoperișurile, că lemnul ăla la un moment dat putrezește, se îndoaie, cade, se rupe. Tu în momentul ăsta nu ai curajul nici măcar să trimiți echipe în subteran, pentru că nimeni nu a avut un sistem de mentenanță al minelor din România, astfel că oricând acestea au un pericol de prăbușire. Asta au făcut acești nenorociși de la guvernare în frunte cu acest Virgil Popescu. Virgil Popescu, a cărei nevastă are 7 sau 8 benzinării OMV. Nu, pe al cărei nume sunt 7 sau 8. Stai liniștită, că de fapt este familia Popescu și el este tartorul. Dai seama, dar trebuie păi pusă pe numele sub. E nevastă sa. Legal. Dar nu e legal. Este conflict de interese. Păi așa nu ar trebui să fie. Da? Bineînțeles că așa ar trebui să fie. Da? Păi îmi spune cineva, stai puțin, acum 10 minute atacai aur, cum să nu existe divizare? Băi băiatule, când aur o să fie naționalist, nu o să-l mai atac. Atâta timp cât aurul este al USR-ului, îl voi ataca, pentru că este cea mai mare minciună care a distrus speranța românilor în unire, în naționalitate, în naționalism și în reușită. Aurul nu este ceea ce au vrut. Aurul este preluat de useriști. Aurul este al PMP-ului, al lui Băsescu și încetat nu există. Ce divizare? Ce divizare? E divizat oricum, e distrus. Și mă bucur că peste 60% din filiale sunt la mine, la noi, în SOS România. Mă bucur din suflet. Pentru că oamenii n-aveau ce, că au stat acolo și au bătut joc de ei, i-au îndepărtat, nu i-au apreciat, s-au folosit de ei în alegeri, după care le-au dat cu șutul. Știți că au făcut cei de la AUR filiale paralele care sunt conduse de către baron local PSD și PNL și USR? Știți lucrul ăsta? Duceți-vă în teritoriu să vedeți în ce hal sunt bătaia de joc oamenii din AUR și am tot dreptul să vorbesc despre AUR. Eu am fost AUR. Eu am fost omul care a luptat ca AUR să intre în Parlament, iar ei s-au urcat cu genunchii pe umerii mei. Care a fost evenimentul făcut de AUR vreodată în 2020? Își arogă ei Sfânta Cuvioasă Parascheva? Nici nu era membru AUR. Un membru AUR nu a fost acolo. Nu mai vorbiți prostii. Dacă aveți mintea scurtă, amintiți-vă. N-au făcut nimic. Și au pus un autocar în mijlocul pieței Victoria și nu-i ridica nimeni în timp ce noi ieșeam în stradă și eram imediat arestați și dați cu capul de caldarâm. Ba, al dracu sistem cum cu unii ține și pe alții bate. Hai să spunem adevărul, ăsta adevărul. Cum să nu dau în AUR când AUR-ul a mințit poporul român? Cum? Păi ia gândiți-vă, cu două luni înainte ca eu cu echipa profesioniștilor să intrăm în AUR, la alegerile locale AUR a obținut 0,46%. 0,46%! Sunt verificabile, duceți-vă la Biroul Electoral Central, intrați pe site. La două luni după ce eu cu echipa profesioniștilor am intrat în AUR, AUR ia 10%. Unde e diferența, mă, de 9,5%?
Voi nu vedeți? Despre ce vorbim? Și să vă mai spun ceva. La inițiativa mea legislativă de reintroducere în codul penal a subminării, a infracțiunii de subminare a economiei naționale, AUR s-a abținut de la vot. Cum e posibil așa ceva? Uitați-vă să vedeți cum votează tot ce vine de la Uniunea Europeană, fără să crâcnească. Da, Doamne, iartă-mă de treabă, păi chiar așa, ce nu mi-ar fi convenit să am cu cine să colaborez în Parlament, să nu mai fiu atât de singur acolo? Ia gândiți-vă dacă eram 30 de oameni împotriva lor, dacă eu, un unic senator, am reușit aceste lucruri, vă dați seama 30-40 ce făceam? Schimbam sistemul. Da, oamenii din AUR, săracii, sunt păcăliți de George Simion. Sunt oameni care încă nu și-au dat seama sau nu vor să vadă adevărul, că de fapt George Simion nu este decât un instrument prin care George Soros și Traian Băsescu reușesc să-și întindă aripa așa asupra naționalismului românesc. Dar cu timpul eu sper să se trezească toți și să vină alături de tine, unde eu zic 99% din feeling-ul meu, din ce te cunosc pe tine, că tu nu poți fi controlată vreodată și adusă sub controlul nimănui. Asta este părerea imposibil. Mea. Este... Imposibil. Așa cum te cunosc eu, nu prea văd cum ar putea. Spun, Laurențiu, prefer să mor, dar mor demnă, dar pe mine nu mă conduce nimeni. Singura voce de care ascult e Dumnezeu. Punct. Cam ăsta e și sentimentul meu, ăsta este și motivul pentru care sunt alături de tine în tot ceea ce faci. Și îți mulțumim din suflet. Acum și tu știi și toți cei ce mă urmăresc știu de 12 ani că pe mine n-a reușit nimeni să mă facă să sprijin, niciun politician n-a reușit să mă convingă că merită încrederea mea. Tu ești primul și cu siguranță ultimul. Dacă și tu o să îmi înșeli așteptările, altul nu. Eu nu sunt politician. Laurențiu, nu în sensul celor care sunt acum, poate așa ar trebui să arate un politician, să facă ce fac eu, poate așa, da. Pentru cei care vor să se înscrie în SOS România, trimite cereri la adresa de mail, până este gata site-ul, că lucrăm la site, partidul sosromania@gmail.com. Partidul sosromania@gmail.com. Da? Deci, avem foarte multe de lucrat. Trebuie stopate și văd că deja juriștii din SOS România s-au apucat să atace din punct de vedere legal, că altfel cum, că doar nu o să mă apuc acum să iei arma și să instigi la violență, să ne ferească Dumnezeu. Dar trebuie cumva, pe orice cale, cât încă mai avem justiție, pentru că mai avem justiție, să oprim prin orice metodă legală, atenție, legală, nu-mi cereți să încalc legea. Eu le cer acestor impostori să nu mai încalce legea, să respecte legea. Deci eu dacă le cer altora să respecte legea, înseamnă că primul exemplu trebuie să-l dau eu, să respect eu legea. Da? Deci nu vreau să mai aud că instigați la violență. Nu cred că vreodată în viața voastră vă veți putea asuma și încărca conștiința cu sângele unor copii. Eu asta n-aș putea în vecii vecilor. Pentru că dacă cei care, am văzut mulți, instigăm la violență, la nu știu ce, cum adică să instigi la violență? Păi voi realizați ce înseamnă aia? Aia înseamnă moarte. Mor copii, mor părinți, mor bunici și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Trebuie mers înainte, da? Pe un sistem de bun simț legal și crede-mă, Laurențiu, stăteam și mă gândeam. Oare nu cumva România pățește ceea ce pățește pentru că și-a clădit libertatea pe sânge nevinovat? Dar cum să nu? E clar o karmă. Sigur că da. Bineînțeles că asta se întâmplă. Bineînțeles. Și atunci trebuie schimbată paradigma, Laurențiu. Și forțați, da, și forțați sistemul să dea înapoi. Și se poate, noi am vorbit,
Da, avem și în Buzău. Trimiteți pe partidul sos.romania@gmail.com și vă redirecționăm către filiale. Da? Deci, oricum e ultima... Nu cred în chestiile astea cu revoluții în stradă, cu să ieșim, cum zicea Aurelian în emisiune la lui Lazarus, că trebuie să ieșim în stradă și trebuie să facem revoluții. Eu nu cred în așa ceva. Deci toate revoluțiile din istorie au fost manipulate și au fost redirecționate către interesele marilor păpușari. Da, orice avem și la Brahova pornită, și la Ploiești. Orice revoluție pornită din rațiuni oricât de logice și întemeiate moral, mai devreme sau mai târziu sunt deturnate, cum a fost și revoluția noastră din 89, care a început ca o revoluție sinceră și curată a poporului român și care a fost deturnată și până la urmă au profitat de ea niște ticăloși mai mari decât a fost regimul lui Ceaușescu. Asta este adevărul. Și orice revoluție tot așa se va termina. Niciodată în istorie o revoluție nu s-a sfârșit bine. S-a sfârșit? Uitați-vă la revoluția din 1792 din Franța. Cum a început și cum s-a sfârșit. Și după aia cât au pătimit și cât au avut de suferit francezii și astăzi încă culeg roadele acelei revoluții sângeroase, ticăloase, în fund nebunia de Robespierre și violența și crimele alea fără limită, care și astăzi lasă urmă. Poate câștiga nimic din ea. Stai că întreabă cineva cum scăpăm de sărăcie. Foarte simplu. Cea mai simplă metodă de a scăpa de sărăcie, de fapt, este o sărăcie indusă, pentru că România stă pe un munte de aur, da? De resurse, de agrar și mai departe. Cel mai simplu este cu agricultura. Agricultura trebuie dezvoltată. Problema e că 70%, se spune, din terenul din România ar fi al străinilor. Există și posibilitatea să readuci terenul în patrimoniul românilor. N-am să spun aici acum, fără să aduci mari prejudicii nimănui, se poate, pentru că au fost luate cu încălcarea unor dispoziții legale. Sistemul agrar antrenează industria ușoară. Și de aici pornesc rotițele angrenajului total. Că de la industria ușoară ajungi la industria grea. Și vă rog să vă gândiți la un lucru. Ceaușescu a construit, mă rog, poporul român pe vremea comuniștilor, au industrializat întreaga țară cu 12 miliarde de dolari. Hai să zicem că la acest moment vor fi 24, că e dublu. 36. Câți bani avem noi prin PNRR? 80 de miliarde de euro. 80 era la bază. 50. Păi nu puteam să-mi industrializez toată țara cu 50 de miliarde de euro? Știi că agricultura nici măcar nu are... Să răspund eu nu, pentru că Europa nu-ți dă banii ca să crezi tu industria în România, ca să concurezi tu companiile lor, concurezi tu corporațiile occidentale. Înțelegi? De aia a și fost distrusă industria românească, pentru că era o concurență acerbă pentru corporațiile lor. Bravo. O să-ți dea bani ca să faci piste de bicicletă, o să-ți dea bani ca să faci pădurile la loc ca să mai aibă Ikea ce să taie, o să-ți dea bani ca să faci consultanță cu firmele lor occidentale, înțelegi? 70% se vor duce pe consultanță a unor companii occidentale care Hai ne vor face proiecte. Acest PNRR poate cădea, nu pot să spun mai mult, deja sunt făcute demersuri. Și le-am făcut noi. Nu spun mai mult. Dar România stă pe un munte de aur. Există un program pe care îl punem în practică, îl așezăm pe hârtie, îl avem cu oamenii specializați, dar n-am să spun în momentul ăsta ce trebuie făcut. Și ușor, ușor creăm în acest moment traiectul pentru implementarea
acelor soluții și știi foarte bine că se poate. Se poate recupera, se poate ca România să redevină ce a fost și mai mult decât atât. Și știi ceva? Apropo ce spuneam eu, respectarea legii. Știi că toate contractele prin care România și-a cedat bogățiile țării trebuiau renegociate cel puțin pe tromu din 10 în 10 ani și recalculată redevența? Eu nu fac nimic ilegal. Totul se face legal. Pui redevență de 80% și gata. Cum oprim 5G? Simplu. Nu-i dăm drumul. Dar asta nu pot să o spun aici. Dar se poate. Avem de luptat, Laurențiu. Noi avem soluții pentru tot, cum se poate face și ce se poate face, dar nu se poate spune. Ăsta este adevărul. Pentru că dacă începi să spui, ți-ai dat foc la valiză. Ăsta este adevărul. Nu, dar nu pot să spun. Facem și mergem înainte și soluțiile sunt. Important este ca rezultatul final să fie în favoarea acestei țări și a acestui neam. Asta este important. Ca rezultatul corect final să fie cel bun. Dar ca să spui cum le faci, înseamnă să stai singur craca de sub picioare. Nu, asta nu, n-am spus niciodată. Oamenii nu trebuie să știe cum vom reuși să scoatem țara la limă. Se trebuie poate. Să știe că noi vom face ceea nu ce trebuie ca să dai, nu poți să dai planul pentru că vor crea contraatacul. Punct. Deci planul există, da, se poate. Dacă îi spui adversarului ce o să muți tu și ce planuri, ei, nu o să poți să... S-a terminat. S-a terminat în momentul ăla. Corect. Bine. Atunci ne mai vedem și în altă emisiune. I-am promis lui Fimea că mai ies cu ea afară, că s-a plictisit în casă cu mine. Încercăm să ne facem un obicei, măcar o dată pe lună, să vii alături de fanii noștri meritocrați. Venim și îți mulțumesc din suflet și le mulțumesc și lor. Și încă o dată, lăsați critica, pentru că la acest moment nu puteți să criticați decât cei care 32 de ani au distrus România. Nu puteți să criticați și nu aveți niciun drept să criticați oameni care, cel puțin de 2 ani jumate de când am ieșit mai la rampă noi, dar noi avem o luptă în spate de peste 15 ani. Deci, și tu știi, Laurențiu, că tu te cunoști cu Silviu de peste 12-13 ani. Eu am avut lupta mea și cine știe și m-a urmărit și cu emisiunile televizate și de acum 18-20 de ani cu fundația cu care am ajutat atâția oameni și ca avocat și așa mai departe. Dar nu aveți niciun drept să criticați voi care n-ați cu nimic și doar dați din gură, da? Oamenii care de 2 ani și jumătate încearcă din răsputări, asta e, făcând greșeli, ne fac, suntem oameni, mai facem și greșeli, da? Să salveze ce a mai rămas din România. Nu aveți nici un drept. Dreptul o să-l aveți în momentul în care o să faceți ceva constructiv pentru România. Până atunci, tot ceea ce faceți voi, denigrând, distrugând, anatemizând, înjurând, nu faceți decât să luptați contra României, a unor oameni care încearcă să mai salveze ceea ce nimeni nu crede că mai poate fi salvat. Da? Asta e. N-aveți niciun drept. Nu trebuie să ne supărăm noi. Că la orice pădure are și uscături și trebuie să acceptăm viața așa cum e. Noi trebuie să ne vedem de drumul nostru, Diana. Corect. Și câinii latră, caravana trece. Exact. Bine. Îți mulțumesc mult pentru participare. Îți mulțumesc mult. Doamne ajută, mulțumesc din suflet. Mulțumim și ne revedem cu drag. Sper eu luna viitoare, în luna august, dacă nu ești în concediu. Băi, nu, dar oricum o să ne vedem personal, că o să trecem prin Brașov. Nu, m-aș bucura să ne revedem. Bine, Doamne ajută. Te îmbrățișăm cu drag. Vă pup pe toți. Toate cele bune. Dragi prieteni, iată actualității românești foarte vie, plină de evenimente, de dramatism și de voioșie. Am avut o emisiune mai specială decât alte dăți și foarte lungă, de aproape 3 ore, dacă nu cumva
Ba da, chiar mai mult de 3 ore. Sigur că da, aș mai fi avut 2-3 subiecte, dar cred că ați obosit deja și le lăsăm pentru data viitoare. Vă promit că de acum încolo voi face tot posibilul să fac emisiunea săptămânal și o fac nu pentru că îmi este ușor, ci doar de-al dracului ca să le fac în ciudă satanelor ăstea care încearcă să ne pună piedici, care încearcă să-mi închidă gura, care îmi închid conturile, care nu mă lasă să-mi fac emisiunile, care încearcă prin toate mijloacele să-mi ia dreptul la liberă exprimare și la opinie. Ei bine, numai de-al dracu de acum încolo o să fac emisiunea săptămânal și nu odată la 2-3 săptămâni cum îmi propusesem. Ceea ce înseamnă, dragii mei, că vă place, nu vă place, mă veți vedea de acum încolo foarte des și, după cum v-a spus și Diana, lupta a pornit. Chiar dacă eu nu voi face parte din partid, voi fi alături de acest partid și că de Diana și mă voi implica atâta cât voi putea, cu forțele mele modeste, pentru ca această unică speranță pentru România să se materializeze și să reușim în ceasul al 12-lea să ne salvăm din nou ca neam și ca țară. Până marțea viitoare, la ora 21, când ne revedem pe Meritocrația România și pe Meritocrația Primo, sper că nu le vor închide din nou și sper că voi putea fenta din nou încercările lor de cenzură. Vă spun ca de obicei, la sfârșit de emisiune, cu Dumnezeu, înainte, la revedere!